Hai că începem imediat. Scuzați că organizarea face stă mai bine. Eu sunt Cosmin Derban, eu sunt fondator la GOMAG, pentru cine că mă cunoaște. De ce GOMAG Meetup și de ce e un altfel de eveniment? Pentru că noi considerăm că suntem altfel și plus azi și de regulă noi vorbim de oameni ca și noi, 100% care fac business-uri în România cu și despre români. O să avem, ați văzut speaker cu aplicații, cu business românia care cunosc piața, sunt aici și cei care folosesc aceste produse. Produsele noastre, produsele partenerilor noștri. Consider că toate informațiile care se discută aici sunt 100% aplicabile și puteți face asta când ajungeți acasă. Adică nu vorbim de piața internațională, nu vorbim de lucruri care se aplică doar afară, vorbim de ce se face în România și ce se poate face. Cam despre asta este vorba și îl aștept pe Rareș, care se înceapă Rareș Bănescu de la Retargeting, partenerul nostru. Evenimentul o să fie în două părți, o să avem un coffee break și o să fie foarte multe informații, foarte ok. Vă mulțumesc! În aplauzele voastre, Cosmin. Deci, wow! Wow, mă sună Cosmin săptămâna trecută, mai că deja am început, fac stand-up acum, mă sună Cosmin săptămâna, acum vreo 2-3 săptămâni. Păi, fac un meet-up, clienți cu bani, poate că-ți fac clienți interesați, nu suntem mulți, suntem așa 30-50 de persoane, hai să vorbești și tu. Zic, da, bă, Cosmin, e fin. Mă sună săptămâna trecută, vă vezi că sunt vreo 300. Aia, nu o să-ți vină, mă, tot stai liniște. Mă sună, fac vreo 3 zile, vă vezi că sunt vreo 500, stau mai liniște. Și uite, acum mă sună să zic că sunt vreo 700 și sunt foarte surprins de puterea comunității GOMAG și ai meritul lui Cosmin, pe care trebuie să-l mai aplaudăm încă o dată. Deci începe tare microfonul? Ok, bine. Să stau în fața benzianului, după firma? În față. Așa, mersi. Guys, numele meu e Rareș Bănescu, pentru cine nu mă cunoaște. Văd o grămadă de fețe cunoscute, o grămadă de clienți, o grămadă de colaboratori, o grămadă de prieteni, o grămadă de oameni din domeniu. Mă bucur să vă revăd pe toți. Încă o dată, sunt plăcut surprins de dimensiunea și de amploarea evenimentului. Cer scuze, o să încerc să vă dau atenție tuturor, să mă uit așa, să știți de ce fac mișcarea asta. Bun, Cosmin m-a pus filmul, trebuie să deschid prezentările, am 20 de minute la dispoziție. Așa că o să începem. În prima fază trebuie să recunosc că am vrut să fac o prezentare. Adică o să, și acum o să, vreau să facem o discuție ușor liberă. Prezentarea o să folosim ca și guidelines. Și apoi o să fie o prezentare interactivă. Hai să facem un fel următor. Cine știe ce facem noi, vreau să ridicăm mâna sus. Deci, e ok. Am făcut. Mulțumesc. Bun. De obicei, la prezentare mi se spune să vă găsiți telefonul în buzunar. Eu o să vă rog frumos să le scoateți, să vă duceți pe sleep.do și să introduceți event code retargeting. Toți. Și o să vă zic și de ce. Am avut un eveniment acum ceva vreme și m-am simțit foarte prost. Pentru că spuneam ceva de genul DSA și oamenii se uitau la mine. Și am realizat că greșeala a fost a mea, pentru că nu mi-am cunoscut publicul. Motiv pentru care nu vreau să mai repet această problemă, această greșeală și vreau să ajung să mă cunosc. Hai! Ia să vedem câți oameni sunt online. Răspundeți, yes, no, în aplicație. Da, sunt la câte persoane sunteți aici, ar trebui să strângem 100 de răspunsuri. De sleep.do sau sleep.com, event code retargeting. Cosmin, se pare că amândoi avem clienți aici. Sau posibil clienți. 44% dintre voi sau 43% nu au un magazin online. Asta înseamnă, sfatul meu și sugestia mea este să fiecare individual să-l las pe Cosmin la o discuție one-on-one, să vă povestească avantajele GOMAG. Și 39% și 61% aveți magazin online. Wow, 157 de răspunsuri. Great! Hai să mergem la următoarea întrebare. Ce revenue generați pe lună la shop-ul vostru? Acum discutăm doar cu cei 61% care au magazin online.
Euro. E monthly revenue. Ok. Deci, marea majoritatea clienților sunt undeva la sub 200-250 de mii de lei revenue lunar. Euro. 250 de mii de lei. 50 de mii de euro, 250 de mii de lei. Acolo e? Așa. Ok, 15% sunt spre 1 milion de lei. Și aici vorbim deja de 4 de... Avem și clienți cu peste 1 milion de euro revenue, adică 4,5 milioane. Vă felicit. Ok. Bun. Următoarea întrebare. Câte comenzi generați pe zi? Under 25. Ok, la 1 milion de euro revenue ar trebui să fie peste 500 de comenzi pe zi. Și au fost niște răspunsuri date așa. Și următoarea întrebare, se pare că mai avem una aici, în pool-ul ăsta. Care este comanda voastră mie? Ok, bun. Mergem mai departe. Retargeting a trecut prin câteva perioade de tranziție. De la momentul în care am lansat produsul până la momentul actual, ne-am căutat, am ajuns la versiunea a patra și într-o discuție cu câțiva colaboratori am fost întrebat de ce am ajuns la varianta a patra, pentru că primele trei nu au funcționat corespunzător. Și am tot adăugat feature-uri și am încercat să împart feature-urile alea pe care le-am avut pe axa value și willingness to pay, price. Și avem așa, aici am avea core features. Aici am avea differentiable features, high value, high willingness to pay. Aici am avea add-ons. Și aici am avea, unde trebuie să pun pointerul ăsta? Acolo. Aici am avea trash, adică feature-urile alea pe care le avem, nimeni nu le folosește, nimeni nu știe de ele. Și în timp ce noi credeam că dezvoltăm asta, am făcut un survey pe clienți. Am luat, cred că vreo 400 sau 500 de clienți, am făcut un survey și cam asta a ieșit. Asta era părerea lor că dezvoltăm. Hai! Deci, asta credeam noi, asta credeau clienții că dezvoltăm. În momentul în care am aflat ce înseamnă pentru ei high value, high willingness to pay, acele feature-uri diferențiabile, acele feature-uri wow. Și în momentul în care am văzut care scor feature-uri pentru ei, am început să ne focusăm doar pe ele. Motiv pentru care o parte dintre ele le-am adus la produs anul trecut în mai, o parte dintre ele erau mai vechi. Motiv pentru care am ajuns la cele două main feature-uri pe care produsul nostru le livrează acum. Zona de dynamic ads și zona de campaigns. Acum, indiferent că sunteți magazin mic, mediu sau mare, vă loviți de aceleași probleme. Cum să aduceți trafic? Cum să aduceți trafic ieftin? Și apoi cum să faceți să vindeți mai mult la traficul pe care deja l-aveți? Chestia cu să aducem trafic, sau ce trafic, sau ce trafic, cred că la un moment dat nu mai funcționează. Pentru că avem magazine care au tot traficul. Ai, nu știu, 10 milioane de internauți în România, 3 milioane de cumpărători. Dacă ai deja 1 milion de sesiuni pe lună sau 1 milion de vizitatori pe lună, ai tot traficul. Trebuie să vezi tu segmentul, o nișă, și cu 1 milion de vizitatori ai ajuns să ai tot traficul. Motiv pentru care, pentru clienții mari, trebuie să ne îndreptăm puțin privirea dinspre zona de aducere trafic în zona de optimizare conversie, iar pentru clienții mici, cum am văzut că 83% dintre voi sunteți clienți sub 50.000 de euro revenue pe lună, ar trebui să ne uităm spre atragere trafic nou. Și în primul rând o să începem cu atragere trafic nou. Hai să vă cunosc și mai bine. Slido.com, event COVID target. Graficile astea ar trebui să fie similare cu comanda medie, că dacă fi să ne raportăm la numere, comanda medie sau CPA-ul e undeva la 10% din comanda medie.
Să mergem la următoarea întrebare. Care este CPA-ul de Google? E un mit, sau poate nu e chiar un mit, că Facebook e mai ieftin decât Google. Sau că Facebook performează mai bine decât Google. Mitul ăla l-am demontat recent împreună cu clientul nostru, Trimus.ro. Și el a fost surprins de rezultate. Dar vreau să văd ce părerea voastră. Similar. Bun, următoarea întrebare. Cât plătiți pentru managementul actelor? Și aici mă refer la cost de agenție sau un cost de om intern. Hai să ne gândim la un cost brut. Salariat, taxe, impozite, cost company, calculator, internet, cafea, apă sau costul agenției? Mult. Bun. Zero. Dar timpul vostru nu costă bani, dragilor. Știu că dacă suntem clienți, ori dacă și eu sunt un client mic. Și o să vă zic un secret, sunt lucruri pe care decât Cosmin le știe. Am făcut un shop din dorința de a ști ce să ofer clientului meu mai bine. Shop-ul e făcut pe Gomag. Și eu am încercat să fac datorile singur, dar timpul meu costă bani, la fel ce al vostru. Deci avem rezultate 100-200 de euro pe lună, 0, 1500, dar în jur de 100 de euro voi considerați că ăsta e costul sau fiul pe care îl plătiți agenții sau omului in-house să facă adurile, 100, 200, 500. Ok. Bun. Hai să mergem la următoarea întrebare. Ce buget alocați voi pe aduri pe lună? Ok, se păstrează fix proporțiile de la dimensiunile magazinelor. Și mai avem o întrebare aici, cred. Dacă lucrați cu agenție sau faceți in-house? Asta e importantă pentru noi, da, pentru mine, să o să vă cunosc, să știu ce să vă povestesc. Aici și costul zero, la raninghiață. Ok. Bun. 77%, 76% sunteți în range-ul nostru de clienți. 76% dintre voi vă targetăm. Ok. Mai avem vreuna? Nu mai avem. Eu o să vă povestesc acum de backdoor. Așa. Eu o să vă povestesc puțin despre Facebook de azi. De curând am tot comunicat din septembrie până acum. Am devenit primul partener Facebook din România și nu avem voie să spunem primul partener din Estul Europei, motiv pentru care trebuie să folosesc exprimarea printre primii parteneri Facebook din Estul Europei. Asta se traduce, sau ca să ajungi să devii partener Facebook, trebuie să consumi niște bugete, de ordinul milioanelor de euro pe lună, sau clienții trebuie să consume bugete, trebuie să fii tech partner, agențiile acum nu mai primesc această acreditare, asta înseamnă că trebuie să folosești API-ul lor. În momentul în care am primit acest API-ul Facebook, mi s-a deschis un nou canal, canal pe care puteți să-l folosiți și voi și o să vă explic acum avantajele. Diferențele, deci am ajuns, acum putem să facem ad-uri dinamice pe Facebook, ad-urile standard pe care le faceți voi pe catalog sau fără catalog sau manuale sau boosturi sunt una. Adurile făcute pe API sunt partea a doua. Noi putem să facem pentru existing customers carta bandă pentru targeting, visitors, page engagement, email customer engagement, email customer engagement de genul îți caut toate adresele de mail din site, îți caut utilizatorii, știu pe ce produse că sunt integrat cu shop-ul vostru, știu pe ce produse sau care sunt toți de interes pentru acei utilizatori, creez adurile automat dinamice pentru utilizatorii cu adrese de mail. Sau în traffic, lookalike, custom audience, unde voi vă definiți o audiență și trending now. Trending now ce înseamnă? Înseamnă că, iarăși, o campanie care manual nu se poate face. Îți analizez vânzările astăzi, văd care sunt cele mai performante produse, cu cel mai mic preț și cu stoc și creez aduri pentru mâine. Și în fiecare zi, product catalogul se schimbă în funcție de produsele cele mai vândute de la voi în site. Și avem acum și niște diferențe între adurile dinamice și adurile statice. Pe lângă faptul că cele dinamice, după cum vedeți, hai să vedem
au aici acest div sau un border albastru sau orice dorință a adăugat pe ele, ele pot fi și animate. În condițiile în care ai 5.000 de produse sau 10.000 de produse să animeze atările, e quite huge. Însă, automat și având acces la acest API, putem să facem, putem să ne jucăm, să ne jucăm cu creativele. Și știți și voi, creativ la trage. Motiv pentru care poftiți diferența la CTR, 3.63 CTR versus 5.8 pe adările dinamice. Și aici când zic dinamice, nu mă refer doar la animate. Conversion rate 2.1 versus 2.8. și CPA 2.3 versus 1.12. CTR-ul, fiind explicați, scade pentru că adurile sunt creative, sunt dinamice, arată creative, sunt frumoase. Conversia o explicăm. Însă cum explicăm această scădere a CPA-ului? CPA-ul, costul de achiziție, așa pentru cine nu știe. Bun. O explicăm prin faptul că atunci când ai acces la API și când faci adurile în mod automat, avem niște capacități de a face lucrurile bune, și anume, putem să excludem bounce-ul. Dacă un utilizator a ajuns pe site-ul vostru și a făcut bounce, automat îl băgăm într-o audiență și îl excludem de la orice adult ulterior pentru 30 de zile. Sau buyer și de câte ori v-ați confruntat cu problema, v-ați dus pe booking, v-ați luat hotel, o lună de zile mai târziu primeați alt cu hotelul pe care l-ați cumpărat. E o chestie că nu vă mai duceți acolo, deja ați fost. Ok? Excludem buyer și automat. Sau ținem catalogul up-to-date, îl trimitem la Facebook de 12 ori pe zi. Sau facem adru doar pe produsele cu stoc. Sunt foarte multe, și mai sunt alte avantaje pe care le aveți în a rula adurile automat și folosind API-ul de la Facebook, ceea ce duc la un CPA de 1,12 euro, adică drop-ul e aproape 50%. Ne mutăm la Google. Fix ce s-a întâmplat la Facebook, am făcut și la Google. Le-am lansat în paralel. Vă pot spune că de câte am observat pe pulul nostru pe clienți, clienții care folosesc Facebook sunt de două ori mai numeroși decât clienții care folosesc Google, dar clienții care folosesc Google au revenue mult mai mare, adică sunt clienți mult mai mari. Clientul mic în prima fază se duce pe Facebook, încearcă să-și creeze business modelul, să-și optimizeze, să-și creeze brandul, iar ulterior deschid și canalul Google. Însă, din cifrele pe care le avem, și cred că sunt undeva la 200 sau 300 de clienți care rulează adurile prin Google cu noi, toate metricele la Google sunt mai mari decât Facebook. Ok. De curând am lansat acest DSA. Știți ce înseamnă DSA-ul? DSA înseamnă Dynamic Search Ads. Cosmin, mai am timp? Cred că mai am. Ok. DSA-ul înseamnă Dynamic Search Ads. De câte ori v-ați lovit de agenții? Ok, vreți să faci o campanie de search. Eu am fost în poziția de client și a trebuit să mă fac o campanie de search. Și m-am lovit de acel setup fiind de 500 de euro sau de 300 de euro sau de 1000 de euro în funcție de numărul de produse. Sau m-am lovit de niște costuri pe care nu puteam să le justific și în capul meu și probabil și în capul vostru cel puțin la început, e ideea că dacă bag 100, trebuie să scot fix în momentul respectiv, din a da 100 să acopăr acea 100. Când ești mic, e o gândire bună, sănătoasă, să pe măsură ce crește, iam se mai aplică. DSA, la noi, înseamnă faptul că avem toate acestea de produsele voastre cu stoc. Vă facem, generăm keyword-uri din titlul produsului, automat. Deci nu există setup fi, toate se fac automat. Generăm keyword-uri. Începem să biduim, începem cu Maximize Clicks și începem să biduim pe toate cuvintele astea să vedem ce rezultate scoatem. Și apoi, în mod automat, un calculator, machine learning, vine și interpretează rezultatele și zice, cuvântul ăsta cheltuie 30 de lei. Nu e bun. Negativ keyword. Cuvântul ăsta are CTR mic. Nu e bun. Scădem bugetul cu 50%. Cuvântul ăsta are un CPA foarte bun. Ok. Creștem bidul cu 50%. Sau analizează dacă voi vindeți mai bine la 9 dimineața, la 12 ziua sau la 4 după amiaza și crește bidul în funcție de când voi vindeți cel mai bine. Când clienții voștri sunt activi. Sau analizează browserul. Ați avut cazuri, vreau să zicem în Asus, eu am avut 100% și 100% ați avut și voi, câți au avut probleme pe site-ul să nu funcționeze sau să nu funcționeze în parametrii corecți pe unul dintre browsere? Ok. Câți dintre voi ați avut campanii de publicitate în perioada aia? Probabil că toți. Și în momentul, noi vedem chestia asta și dacă văd că un browser nu performează,
micșorăm bidul verde, așa că când voi să nu mai consumați bani pe un utilizator care oricum nu va putea să cumpere pe site-ul ăsta. Are o problemă. Ok. Sau ne raportăm la timp, la zida din săptămână. Poate marța să fie mai bine cosmetice. Și atunci, marți, vă știți chestia asta, noi deja pregătim și facem un increase la bidul pentru marți. Într-o perioadă, în orizont de 3-4 luni de zile, ajungem să avem cea mai bine optimizată campanie de search existentă. E făcută de un calculator. În plus, când băgați un produs nou, nu trebuie să mai facă keyword-uri, se dacă automat. Totul rulează automat. Iar ca rezultate, în 3-4 luni, avem cea mai bună campanie de search pe care puteți să o faceți, pentru că un om trebuie să mănânce, trebuie să doarmă, nu are fizic timp să facă analiza pe care o poate să o facă un calculator. Aici avem, iarăși, un exemplu, ar trebui să încarci și o imagine pe fundal, cu logo-uri clientului sau cu produse. Adurile sunt HTML5 sau normale. Și aici avem diferență între CTR, conversion și CPA. V-am zis că pe Google ajung toate metricele să fie mai mari. Asta este un exemplu. Aici avem un sumar al avantajelor să vă luați. Și aici când zic adurile dinamice, ok, sunt scris acolo cu retargeting, dar trebuie să le luați cu noi. Mai sunt și alte tool-uri, nu știu, dăm exemple. Roy Hunter, Smartly, mai sunt și alte tool-uri care vă permit să faceți asta la alte costuri, că sunt externe și au alt principiu de pricing, dar și vă permit să faceți asta, să vă rulați adurile într-un mod automat. Practic, ce v-am prezentat eu acum, digitalizează și automatizează o agenție de marketing. Și știți foarte bine că majoritatea clienților tind să se mute de la o agenție la alta, să aibă tendința să fie nemulțumită. Ei, am vorbit cu cel mai bun, dar lucrează un junior și să fiu ușor nemulțumit, sau să vreau să mă mut. Și nu vreau să lovesc agențiile, pentru că agențiile au un asset foarte mare, agențiile au creativitate, pentru că softul nostru nu are, și niciun soft de genul ăsta nu are încă creativitate. Însă, într-un mod abstract, ceea ce facem noi și alte companii și alte aplicații ca noi, ajungem să automatizăm și să digitalizăm o agenție de PPC, o agenție de marketing, full service. Ok, asta a fost partea cu trafic nou. V-am plictisit? Mă bucur. E relevantă informația pentru voi? Mă bucur, cred. Deci asta a fost partea cu atragere de trafic nou. Când ești mic, vrei trafic nou. Vrei trafic, pentru că e mai ieftin să generezi trafic decât să optimizezi conversia pe traficul existent. Poți să optimizezi conversia și 10 conversii pe lună, n-ai cum să le optimizezi. Mai bine aduci trafic, să ai date, să măsori și apoi începi optimizarea. Ne mergem acum și ne îndreptăm puțin și spre clienții mari sau mari, medii mari, cei care au un trafic de 100, 200, 300 de mii de sesiuni și încep deja să aibă date pe care să le putem măsura și pe care să putem să facem ceva. Avem aici 4 canale de comunicare, e-mail-urile, pop-up-urile, push notification-urile și SMS-urile. Toate integrate într-o singură platformă și toate automatizate. Le numim behavioral campaigns, pentru că fiecare dintre canalele astea este declanșat de o acțiune a vizitatorilor voștri. Și o să le luăm pe rând. Vă rog, iarăși, Slido. E cineva care nu știe ce-i bounce rate-ul? Mă bucur. Mare, nu? De asta reprezintă un asset faptul că v-am zis că la aduri excludem bounce-uri. Dacă un utilizator a venit pe site și a făcut bounce, a plecat după 10 secunde, îl băgăm automat într-o audiență din care pe care îl excludem la orice ad viitor în următoarele 30 de zile. Ok, great. Care este rata de abandon a coșului? Hai să zică și mie, ce faceți voi ca să remediați această problemă? E o întrebare deschisă, să aveți curajul să vă spuneți ce faci? Ai japonai? Ce faci ca să reduci coșul abandonat? Cam
dat nimic. Ai putea să încerci să adaugi pe pagina de coș mesaje de astea de secure connection, de cumpără fără griji, social proof. Ai putea să dai transportul gratuit la retur, returul gratuit. Ai putea să dai un, să scrii în coș că zici, primești un cadou, îți dăm cadou ceva, nu știu, vezi, ceva scump și mai primit o chestie mică. Clienții de obicei se bucură la chestia asta. Și toate astea, sau toate, toate pe care le-am enumerat, sunt valabile și sunt coroborate și cu ce vreți mai departe. Adică poți să le trimiți e-mail-uri în funcție de produsul pe care l-au dat de coș. Ai dat produsul coș, mail. N-ai deschis mail-ul ăla? Mail. N-ai deschis mail-ul ăla? SMS. SMS-ul e citit foarte repede. Astea sunt soluții pe care le aveți pentru a recupera, pentru a recupera coșurile. Care e rata voastră de conversie? Nu cred că avem pe cineva cu cineva peste 4%, dar dacă avem, vă felicit. Ok, cine a spus peste 4%? Sunt curios. Ce vinzi? Cafea? E business to business? Felicitări, bravo! Ok. Bun. Următoarea întrebare și cred că e ultima. Care este timpul petrecut pe site? Iarăși, întrebarea este foarte relevantă. Pentru că am, și aici ați observat și voi, cu cât timpul, gata, mă, nu mai am foarte mult timp, cu cât timpul petrecut pe site este mai mare, cu atât rata de conversie este mai mare. Clienții sunt mai engaged cu site-ul vostru. O să trec rapid, pentru că mai sunt și alți colegi care vor să prezinte. O să trec rapid peste celelalte slide-uri și vă mai dau fix 3 minute pentru întrebări. Astea sunt listate de e-mail-uri personalizate, puteți să vă dați seama după nume fiecare ce face. Astea sunt listate pop-up-uri pe care le oferim la ora actuală. Astea sunt listate push notification și SMS-uri. Ok. Și astea sunt diferențele, aveți niște cifre ca să vă puteți da seama cu sau fără. Așa, am... Ok, willingness to pay for this feature, hai să trecem și peste asta. Vă mulțumesc, îmi pare rău dacă v-am plictisit, vreau să aud întrebări în cazul care aveți. Te rog. Delia, dacă zic bine. Bună, Delia, te rog. Da, se cheamă un produs, produsul se cheamă Engage, pe Facebook Messenger, pe WhatsApp și pe Viber. La ora actuală WhatsApp API este în teste. Suntem singuri din România și din Eastern Europe, care îmi place să mă laud, care au acces la WhatsApp API. Este în teste. Estimated release date este Q1 2019, dar nu este sigur. Și da, urmează probabil într-un an, un an și ceva de aici. Până când WhatsApp nu ne permite, nu putem să dezvoltăm, pentru că WhatsApp este canalul principal de comunicare în România. Spre exemplu, în comparație cu Bulgaria, Ungaria, unde Viber are 90% și WhatsApp nu există, România e invers. România e singura țară în care Viber, din Eastern Europe, în care Viber nu a prins. Și automat va intra la pachet și Facebook Messenger. Altă întrebare. Te rog. Bugetul minim pe... Știu, da, știu. Bugetul minim pe campanie la Facebook e undeva de la 5 euro pe zi. La search, la DSA este 25, la marketing pe search este 10 euro. Nu aș recomanda... Ok, tehnic se poate începe și cu 1 euro. Însă, având în vedere că tot produsul e bazat pe machine learning, nu are date suficiente pe care să ne imagine și să facă o predictibilitate bună. Da, minim 5 euro pe campanie pe zi. Și ai fost 7 campanii disponibile, dar poți să începi cu 2, poți să începi cu 3. Deci ai 10-15 euro minim pe zi. Altă întrebare și ultima. Te rog. Te rog. Există restricții la alcool în campaniile de DSA? Dacă există restricții la produse alcoolice, tutun, alcool. Bună întrebare. Există restricții din punct de vedere al data protection, pentru că nu avem voie să facem
Nu avem voie să facem publicitate la alcool, la produse de healthcare, la produse prin care eu pot, ca third party, să identific viciile sau bolile unui posibil client. Și având în vedere că știm IP-ul și astea, s-ar putea considera că putem să-l identificăm. Dar nu știu să-ți răspund dacă la DSA există. În mod normal, ei n-au cum să vadă, adică, ok, la Facebook e ușor să-ți valideze, să zic, ok, este respingatul. Însă la search e puțin mai greu. Trebuie să verific, însă tind să cred că voi putea face search pe băuturile alcoolice. Dacă și data protection permite. Mai avem pe cineva? În pauză. Dragilor, vă mulțumesc frumos, ați fost cel puțin acceptabil. Ne vedem la următorul eveniment GOMAG. Și încă o dată vă spun, m-ați surprins! Vă felicit! Vă pup! Ceau! Rares o să stea până la final cu noi, să puteți vorbatați câteva la pauză. Până atunci, avem un nou speaker care se gândește puțin și o să vorbim niște lucruri foarte interesante cu Mircea Căpățână de la Smart Bill. Bună seara! Salut! Felicitări că sunteți aici. Mie îmi sunteți mai dragi decât pot să exprim, pentru că eu cred foarte tare că noi, antreprenorii, vom fi ăștia care vor reuși să facem țara asta, să nu se dă pe dragul meu. Așa că încercați să rămâneți pe aici și să vă chiar să reușiți să fiți. Eu deja mi-am făcut și planul B și va fi unul care tot nu o să plec din țară, deci eu chiar sunt nicio formă nu vreau să plec de aici și planul meu B este mai degrabă să fiu pirat într-o mare de hoți și proști decât să plec de aici. Dar totuși sper că vom fi mișto și va fi rost și frumos în țara asta. Hai să încep, eu am avion de prins și de asta sunt un pic pe repede înainte, l-am jurat un pic pe rare, își recunosc. O secundă. Puneți să știți de mine, de Smart Bill, dacă nu, nu spuneți, oricum că nu sunt pregătiți să îndur acest adevăr dureros. Mergem pe încredere. Da, absolut. Eu o să vă spun, vreau să vorbesc trei idei de părtășit despre cum văd eu lucrurile că se întâmplă acum în anul 2019, trenduri în e-commerce. Chiar am fost luni la un eveniment la Tech Hub care era despre trenduri digitale marketing în prezent 2019 și ce urmează. Și chiar se lipea destul de tare cu, să zic așa, un feeling. Mi-a întărit o senzație pe care o am eu și pe care vreau să, când se va putea să discutăm, așa se întâmplă totul când grăbești. Ziceam, ce vreau să spun este că, Smart Bill este un jucător de pe margine din tot ecosistemul ăsta de e-commerce, dar noi suntem foarte tare legați de mediul antreprenorial. Dacă va crește mediul antreprenorial, va crește și viața noastră. Așa că oricum suntem foarte, să zicem, simțim foarte tare pulsul ăsta al vieții. Și mă gândeam la viața de e-commerce, acum câțiva ani, noi am început de 12 ani povestea asta, de fapt de vreo 13. Deci pot să spun că am îmbătrânit, nu știu cât, chiar cât sunteți mai vechi de 12 ani cu magazin online în sală? Uite, unul acolo, 2, 3, 4, 5, 6, bă, și credeam că sunteți un dinozaur o serie. Ok, suntem mai mulți dinozauri aici. La început, atunci, era mult mai simplu, pentru că nu era concurență, adică era mult mai simplu să, din punctul ăsta de vedere. Din păcate, nu prea exista nici piață în e-commerce. E de la început? Nu e de la început, așa e? La fi, nu merge nici pe Iber acum. Ai, e pe la slide-ul 6 sau așa, nu știu contează. Ia, așa, gata. Da, deci la început, în universul ăsta de e-commerce, erau cei care erau, aveau problema asta, că nu era piață, deci chiar dacă era mult mai ușor, nu prea e cui să vinzi, oamenii erau sceptici la comerț online. Mai era și problema asta, în care era greu să te promovezi. Încă nu era toată lumea pe Facebook, acum 8-9-10 ani, îți dai seama, nu prea era multă lume Facebook, nu se prea făceau Google AdWords, era tot internetul, era de genul, venea din televizor, reclamă, tot ce înseamnă reclamă, venea fie din televizor, din radio, din ziare, era mult mai unidirecțional. Acum e nebunia asta cu internet 2.0. Acum, avantajul imens este, eu am anecdota asta cu să dat ușor la BAC, în care când devine ușor, devine pentru toată lumea. Și comparația cu BAC este că dacă ești deștept și BAC e foarte greu și ești în 30, 20, 30% care trec la BAC, e o realizare.
când se dă buff ușor și lea toată lumea, practic nu mai are nicio valoare buff-ul, adică este ca și când ar fi. Fine, buff-ul în acest caz este bariera asta de intrare. Acum e mult mai ușor să-ți faci magazin online, este mult mai ușor să vinzi din China, din UE, ceea ce este foarte tare și a crescut super mult piața asta. Totodată cu a fi ușor, vine și problema asta altă, că poți să vândă toți. Și apar tot felul, oricine apare tot felul de dubioși și ciudat sau unii care sunt foarte mici, concurența pentru voi bănesc că devine tot mai mare. Și nu este doar concurența pentru a câștiga clienți. Este, până ajunge la faza să câștigi clienți, este concurența pentru atenția și ochii oamenilor. Acum, oricine și literalmente oricine, și eu văd asta când începe maică-mea să facă ceva, știu că lucrul a ajuns la vârf. Când a zis maică-mea, hai să cumpărăm Bitcoin, hai știu că v-ați zis sfârșitul Bitcoin-ul și nu glumesc. A fost ultima, deci atunci a fost sfârșitul. A zis, hai Mircea, cumpără și mie Bitcoin, nu știu cum să fac. Și a fost, le-a zis prietenul, băi, maică-mea vrea să-și cumpere Bitcoin. Și a fost, chiar nu glumesc, a fost sfârșitul, de atunci n-am mai crescut niciodată. La fel cu oamenii, acum absolut oricine poate să creeze conținut. Că ești pe Insta, că ești pe Facebook, este o abundență de mesaje și misiunea voastră devine tot mai grea în a ajunge în ochii oamenilor. Pentru că oricine poate, literalmente oricine poate să scrie conținut. Și atunci e misiunea asta de a întrerupe omul și a spune, hei, it's me, magazinul ăsta, ia cumpără de la mine. Mi se pare că devine tot mai grea și noi, mai ales, cred eu, fiindcă suntem un crez personal, noi românii avem o problemă pe la capitolul ăsta. Avem așa o cultură de, hai să zic, timidă, ca să nu zic mai urât. Uite, mi-am amintesc când eram noi prin 2010, a fost, noi fiind eu, Radu și Ioana, cei trei fondatori de la Smartbill, eram la Hautweb în primii ani de conferință și eram foarte timizi, noi trei CPN și mereu stăteam așa genul ăla de oameni care stau în colțul lor. Și au venit atunci doi englezoi la doi poștani, deci pe la 22 de ani, și erau plini de ei și ca și când făgea următorul The Next Big Thing. Și aveam o prostie de startup. După care în 2014 am ajuns și noi în Silicon Valley și am văzut acolo era nebunia cu startup-ul, ce acolo chiar este, să zic, epidemie de startup până de gripă. Și mi-amintesc niște chinezi care erau de vreo 8 ani acolo și vorbeau engleză mult mai prost decât mine, dar aveau entuziasmul ăla de băi, ce mie să suntem noi. După care am cunoscut tot așa niște copilanturi din aceștia care își găsaseră nu știu ce chestii prin Islanda, aveau tot așa un startup. Și băi, erau plini de idei, ziceai că așa aveau o idee absolut idiotă. Deci era absolut idiotă, pentru noi cel mai mare takeaway din vizita aia Silicon Valley a fost că am venit cu asta, băi, noi românii nu suntem ultimii proști de pe planetă, noi ăștia trei chiar suntem smart, chiar suntem bine, chiar nu glumesc. Deci erau majoritatea oamenilor pe care interacționai pe acolo erau fai de ei, adică niște idei absolut idiote. Dar toți erau cu entuziasm din ăla, așa, e. Noi românii avem așa o timiditate, am crescut cu Miorița, adică fatalismul ăla n-ai nicio șansă, mergi spre Manole, n-are rost să mai construiești, oricum nu merge nimic. Capul plecat, sabia nu taie, stai în banca ta. Eu știu că am fost veșnic în toate școlile, oaie neagră și toți profesorii mă aveau la ochi și îi reproșau părinții, băi, copilul ăsta e obraznic, e distrat, e așa. Problema cu a fi cu mindset-ul ăsta de cap plecat, sabia nu taie și stai în banca ta este că e rămâi așa într-un average. Nu exprimăm entuziasm, nu ne exprimăm suficient de bine. Noi românii ne exprimăm foarte bine emoțiile negative, în care ne plângem non-stop. Deci eu am o problemă maximă cu chestia asta la români. Ne plânge super mult. Dar când e vorba de entuziasm, de ne vinde pe noi, să fim buni la ceva, foarte, foarte, mi se pare că suntem foarte prost la capitolul ăsta și asta o văd chiar și în piața de e-commerce. Am descoperit și la mașină, exemplu, cu prezentarea în magazin, pentru că mi se pare că asta e problema pe care au magazinele în momentul în care you don't stand out. Ok, și... Deci, practic, mi se pare că asta e o misiune pe care ar trebui să iasă foarte serios orice magazin online și orice business în țara, pentru că e o aglomerație foarte mare, sunt tot mai mulți și tot mai greu să stand out. Am dat exemplu magazinul ăsta, trendhim.ro, la care am cumpărat eu niște brățări și care, de fapt, sunt din Danemarca, nu din România. Îl recomand să studiați pe oameni, cel puțin pentru mine, că e un feedback unui om, deci nu este neapărat statistic relevant ce zic eu aici. Dar pentru mine a făcut diferența. Față de toate magazinele de unde cumpăr, pe ăștia țin minte cel mai bine. Au niște mesaje super haioase la sfârșit, cu niște ochiuri care se prăjoresc, niște șuncă și zic că noi acum comanda ți se trimite ție, după aia vine și un SMS verde la nu știu pe timp, care era cu greșeli gramaticale, dar nu contează, știam deja că sunt din Danemarca oamenii. Oricum, era chestia aia cu a fi memorabil, a fi remarcabil. Și asta mi se pare că e misiune pe care ar trebui să-și construiască orice business. Din România, din alte părți, dar cum ziceam, noi suntem aici și noi românii avem și mai tare problema asta de a nu transmite suficient de mișto emoții.
Chestia asta la noi a funcționat la Smart Beach, încă funcționează și poate pe unii am supra de-a lungul vremii, dar în general feedback-ul nostru este unul foarte pozitiv și la noi a cântărit foarte mult partea asta de factor uman. Noi sunăm toți clienții, toți prospecții, noi stăm pe chat, chiar dacă asta a fost costul de timp, de oameni, chinim și cu angajați, a fost mereu partea asta, dar la noi a funcționat și cred că funcționează în orice business partea asta de factor uman pe care o puteți spune în orice soi de mesaj. De ce mi se pare atât de important? 1. Că lipsește. 2. Că poate face diferența. Și 3. Este ceva pe care și poate permite o firmă mică mai degrabă decât un gigant. Adică, și poți să... E vorba de copiul pe care îl scrii. Nu mai am pe unii, dă la copywriter să scrie nu știu ce mesaj. Eu nebunesc cu chestia. Păi tu antreprenorul trebuie să fie ăla care ești lipit de client. La pe tine trebuie să te simtă prin toate mesajele. O să vină un terț să scrie ceva despre tine. La fel chestia asta și netul. Acum, nu știu, poate nu sunt cel mai măsură să dau sfatul ăsta. Noi la Smart Build, față de ce înseamnă e-commerce, avem imensul dezavantaj că vindem un produs creat după chipă și asemănarea noastră și atunci lumea nu știe. Când vinzi cauciucuri, toată lumea știe ce să le-a cauciucuri. Noi, față de un domeniu de e-commerce, încerc să și educăm să cumpere exact produsul ăsta inventat de noi. Da. Noi la Smart Build, față de e-commerce, avem un avantaj imens. Că vindem un produs creat după chipă și asemănarea noastră. Și diferența este că acest produs nu mai poți să-l cumpere de absolut niciun de altundeva. Odată ce sunt convinși că ăsta e produsul pe care și-l doresc, nu există altă sursă de pe planeta asta unde să-l cumpere și noi să nu câștigăm. Voi, dacă vindeți cauciucuri, e bine cauciucurile trebuie să le pot să le cumpere din 1000 și 1000 de locuri. Nu-l cumpără, dar știu că eu cum i-am cumpărat cauciucuri online. Și sunt și numele brand-ul, la auto, nu știu ce, anvelope, nu știu ce, păi, sure, că n-am, nu țin minte. Deci nu țin minte, nu este un brand remarcabil, nu e, deși dacă vreau să cumpăr din nou de la aia la care am cumpărat, să le fiu loial, eu habar, nu mai am de la cine am cumpărat. Deci, chiar nu mai știu. Între timp să nu caut pe mail, am mai primit 1 milion de spam-uri de la alții. Eu varză. Cazul pe anvelope, vin 500 de mail-uri de la Emax, de la Evomax, de la alții mari. Eu oricum nu. Misiunea asta de să stand out, să fiți remarcabili, mi se pare critică și mi se pare ușor de făcut odată ce vă asumați. Prin mesaje pe site, prin mail-uri, prin SMS-uri, în orice chestii haioase le faceți, fă-l pe ăla să te țină minte într-un mod pozitiv și cred că chestia asta este a big win. Iarăși, tot care se leagă de treaba asta este și a construit un brand. Cum ziceam, am cumpărat de la anvelope, nu știu ce, era cool într-o vreme, am văzut și un program, făcut ce spune stocuri, 1000 de domenii, 4 site-uri, dar ușor, bă. Nu mai e moda aia cu SEO și keywords în domenii. Deci, oricum, ați scăpat și de nebunia asta. Construiți un brand și brand înseamnă experiența aia pe care o are omul cu tine. Bă, mi-a plăcut aia care sunt aia. Și chestia asta trebuie să fie constant în timp. Adică la fiecare interacțiune să rămână ceva ăla care e al vostru. Și mișto este că chiar nu-i plăcut și treaba asta cu a fi tu însuți să te manifesta. Că, să zice, fii special și să ne gândești, da, dacă toți sunteți special, nu mai e nimeni. E adevărat și asta, dar totuși poți să fii, când pui suflet și le faci mișto, poți să faci și treaba asta și în timp se construiește un brand. Și aia contează foarte tare pentru că avea un brand mișto devine un scut în timp. Și acum este, să zic, trendul ăsta care cred că va dura și aici am pus lucruri cu terți și mă refer în primul la marketplaces. Să fii parte din marketplace, eu m-am prins de la început că era tot felul de Ironman în marketplace. Trendul era evident că piața se va supune marketplace-urilor foarte mari și nu prea există opțiunea să nu fii parte dintr-un marketplace. Eu când cumpăr din marketplace, bag la grămadă produse, nu știu că de la cine cumpăr, că de la cine le cumpăr și pe aia că de fapt sunt 5 furnizori în jur că trebuie să plătesc mai multe transporturi și zic că asta este. Nici unul, nici măcar unul singur n-am ținut minte că a fost cumpărat. Deci dacă l-am luat din marketplace, magazinul de la care l-am cumpărat, eu nu știu cine a fost, ever. Și aici nu e problema pentru voi, e super să-mi intrat. Problema pentru voi este exact chestia asta, ca și cum era moda cu Groupon, știi? Că toți cumpărau Groupon numai că era ieftin, nu dădea nimeni 2 bani pe restaurantul unde mergea să-și ia Groupon. Adică efectul era aproape zero pentru magazin. Asta era sol pentru voi, pentru că e chestia asta, ai nevoie de bani, nu poți să nu fii în marketplace, pentru că marketplace-ul îți facă bani în buzunar și oricât de supărați ați fi pe ei, nu poți să renunțați la ei, asta este un lucru absolut sigur, deci take it as a fact. Și dezavantajul ăsta este că voi de fapt nu existați, clientul nu cumpără de la voi. Ok, faci niște bani pe moment, dar se poate întâmpla ceva să ajungă altul loc pe tău acolo, marketplace și spate. De asta mi se pare critic și eu aș face o misiune imensă dacă aș avea un magazin online din partea asta de human și construiești un brand, nu știu, el peste mult, pierd avionul, e ok. Dacă nu stă mai mult,
Asta, doi, astea le termin mai repede acum ce am spus. La asta doar atât vreau să țineți minte, eu mă trezesc chestia asta, it's scary like hell. Acolo am pus un ori, este produs, pentru că este produsul din viteză de schimbare. Lucrurile se schimbă atât de extraordinar de repede. Noi ca specie cred că nu suntem adaptați din niciun punct de vedere la schimbarea, la cantitate, sau poți să zic viteză, spuneți cum vreți de schimbare, care este în vremurile pe care le trăim noi acum. Deci this is scary, nu cred că este nimeni pregătit de asta, nu știu, așa că nu am eu rețetă pentru asta, doar fiți aware că este o problemă, adică ești azi cu ceva super beton și mâine s-ar putea să dispare. Putem da exemplu cu Nokia, dar cred că lucrurile de aici încolo se vor întâmpla și mai repede. Adică ceva ce e solid astăzi, mâine s-ar putea să dispare, nu prea mai există. Marea provocare și ca business și ca oameni, cred că va fi să rămână relevanță în timp, adică azi să știi asta, peste 2 ani mai e ceva luat. Atât. Și trei este, să vorbesc două cuvinte sau 20 despre Smart Bill. Ce facem noi aici în universul și în viața voastră? Deja devine mai mult decât nice to have, orice lucru a început este nice to have, după aia începe să devină chiar importanță la ei și cred că deja partea asta de automatizare devine un must have critic, adică nu mai e păcat, nu mai e opțional, nu faci tu, fac toți competitorii, rămâi în urmă, piața forței de muncă este, știți cu toții cum este, și este și super scumpă munca manuală și timp pierduți. Noi avem, de exemplu, clienți care emit 10.000 de facturi automat din magazin online și vă imaginați că ar trebui să facă de mână sau, în fine, manual într-un fel sau altul. Ce facem noi și cum ne legăm noi de sufletul vostru? Noi, în fine, chestia asta am simțit-o de mai mulți ani. Încep să apară, să zic așa, să vină în 2019 prinde contur treaba asta, viitorul, nu știu cum mai fi eu aici sau în compania asta, cred că Smart Bill va deveni în mișcare, ce facem cum era computerul din statele, probabil într-o formă mai light a lucrurilor, în care va automatiza o grămadă de lucruri pentru afaceri. La momentul ăsta poți să legi magazinul cu Smart Bill. Dacă ai 30 de magazine, poți să le ai pe toate legate și să scadă din aceeași gestiune de lucrurile astea. Aici prezici pe trei mie lucruri și prin detaliu. Deci, practic, ai Smart Bill, care este pentru firme, este facturare sau gestiune, și el se leagă de magazin online, se leagă de firma de cont, aici se intră în detalii după, se leagă indirect, momentan indirect, dar în curând și altfel decât indirect, de bancă. Avem și integrarea cu marketplace-uri. La curier, în momentul dat, face importul, dar la un moment dat va veni și ziua asta, care să ne legăm, probabil, sistemele direct. Și inclusiv avem sunt versiuni de cu mulți care au magazin online și magazin offline sau chiar agenți pe teren. Toate lucrurile astea se întâmplă în timp real, simultan, cu oricât utilizatori și tot e centralizat într-un singur loc. Practic de magazin online poți să le din click-uri și câte una, câte una sau bun, poți să emite facturi. Mai să avem clienți care au 10.000 de facturi pe lună. Da, așa, ok. Evident, vânzarea asta face și scăderea stocului în timp real. Suntem restanță la treaba asta cu 8 luni. Va fi și iar curând gata. Ne acceptăm și pe la noi prin firmă. Avem multe discuții când sunt gata lucruri. Adică atunci când se încarcă stocul în Smart Bill, să-ți actualizeze el și magazinul online. Acum se întâmplă treaba asta. Asta este o chestie foarte cool și care clienții noștri cu magazinul online ne ajută maxim. Așa că ne-a și permis să facem un pachet nou care se numește Smart Bill e-commerce și care să fie mult mai scump. Pentru că am realizat că added value este mult mai mare și atunci am zis, ok, hai să luăm mai mulți bani oamenilor. Și culmea că ăștia care sunt primii sunt super happy. Deci e ciudă că n-am mărit și la noi. Practic ce faci este să iei Excel-ul din CSV-ul de la curier, îl încarci în Smart Bill și se reconciliază automat de, știi, toți clienții care ți-au plătit facturile. Că sunt sute, că sunt mii, nu contează. Merge chiar foarte bine treaba asta. Același lucru se întâmplă și cu extrasele de la BTA, ING și Unicredit. Una dintre aceste bănci, nu pot să vă spun care, dar e ușor să vă prindeți, o să facem o chestie mult mai strânsă decât partea asta de import. Deci, practic, nu va mai trebui să faci absolut nimic. Ce face acum este, și noi chiar suntem un client al... Noi suntem client pentru aproape tot ce facem noi. Avem mii de facturi pe lună, nu zeci de mii, dar avem mii de facturi pe lună noi înșine și le încarcă colegele mele din internet banking-ul din Unicredit, de import în Smart Bill și se reconciliază facturile și dacă sunt plătite pe jumate sau pe sfert, le marchează parțial încasate și dacă ai și plăți, că în Smart Bill poți să pui și plăți un modul de cheltuieli, nu știu, plată de la telco sau de la ce utilități sau whatever și când o plătești în internet banking, să și marchează acolo ca și plătită. Asta este, nu este gata, dar va fi și cu
orderurile de la... Deci, practic, toate cele trei surse prin care casați bani. Cei mai mulți sunt curieri, spune că amărți ăștia sunt primi. Pentru restul clienților noștri sunt băncile și după aceea să fie și... Aici chiar o să văd niște proiecte cu niște mari giganți în domeniu. Poate să mai crește rata de... Chiar pe voi pare interesat să vă plătească mai mult clienții cu cardul. Da, ok, ok. O să noi, eu mi-am asumat să încercăm și aici ceva, dacă va ieși nu știu. Da, I'm trying. Așa, este integrat cu EMAG Marketplace și curând am început și cei de la cel control să facă integrarea asta. Practic, se făcut așa, se emite automat factura din Marketplace și punea clientului în contul de EMAG. Și la cel probabil va fi la fel. Diferența este că la EMAG am făcut-o noi, la cel sunt ei cei care fac asta. Așa, asta e pentru cei care au magazine offline sau agenți pe teren. Avem Smart Villa niște versiuni și pentru asta și toate astea se sincronizează cu tot restul cloud-ului și cu toate cele. Acum, asta e, a fost marele nostru bet și ne-am dat seama de mulți ani că fără partea asta nu să reușim să facem tot ce visăm noi și noi trei fondatori nu știm nicio babă de contabilitate, nu știu cum știu ce sunt telefonuri contabile și asta a făcut lucrurile să fie mult mai complicate. Cu mare întârziere, oricum lucrurile se întâmplă. Când aproape știți că am dat investiții de 1 milion de euro pentru programul de cont a fost. Chiar astăzi am fost și acum plec la Timișoara la două firme mari de cont. Mă agit cu subiectul. Vrem să facem lucruri să se întâmple. Nici noi n-am făcut cel mai bine una treaba asta că suntem în întârziere. Și contabilii sunt super reticenți la treaba asta. Din fericire avem clienți care vin de genul și voi de contabil cu Smart Bill, dacă nu îi spun la revedere, lui eu. Adică lucrurile se întâmplă. Pentru ce este era aplicațiilor desktop care stau singure pe un computer la camapone. Pentru că, după cum vedeți, tot ideea asta de ecosistem ce arată aici, astea se întâmplă în timp real, știți și voi, online. Adică totul sunt interconectate, deja se întâmplă. Ok, și am terminat și mai am două imagini. Nu știu cât se înțelege din asta, așa. Și asta de pe mobil. Și mai am asta cu care am început, de fapt. Este, știți că e acum treaba asta cu nu e așa de nasol să ieșuiezi și bă, e super nasol să ieșuiezi, am trecut și prin chestia asta, să ars ani și bani, e multă, mare, multă suferință. O văd adesea și pe grupurile de Facebook, că se plâng, după aia vin și dau vina pe statul român. Statul român are milioane de bine pe pământul ăsta, dar nu și eșecul antreprenorilor. Optimizați-vă afacerile, fiți smart, nu vă plângeți de alții, fiți acolo, încercați totul cum faptul că sunteți aici, e foarte tare, felicitări. Și haideți să câștigăm împreună, haideți să reușim să fim mândri de viețile pe care le avem, să ne ajungem să fim prin UK, să fim ce știți. Că vezi că nebunia duce peste tot, adică toată lumea este dată peste cap acum. Deci nu mai poți să zici că fugi în țara aia super. Și de obicei și vreme nasoale în țările. Așa că haideți să rămânem aici, haideți să câștigăm, haideți să nu eșuăm. Și neapărat, când va fi cazul, să nu mai trăim ce trăim acum. Vă pup, mersi, salut! Dacă sunt întrebări, pentru Mircea, pe Facebook. Hai, una, mai pot spune. Scuze. Da, Mircea, mai rămâne puțin, dacă te să stresați. Nu știu să-ți răspund această întrebare. Ai zis de integrarea pe EMAG? Să putem face rezervări de stoc, să nu mai vadă API cu stoc. Nu știu, chiar nu știu să-ți răspund. Dar pot să aflu, dacă scrii pe Facebook, îți voi afla și îți voi răspunde. Mersi, mai... Poate ce o reduce pentru prieteni din sală care vin la Ăsta e momentul perfect pentru o altă întrebare. Băi, asta e cu negocierea, dacă vreți vă spun eu, urma să fac un video. Dacă mai facem o pauză publicitară, vă spune cum văd eu negocierea și ce efect dezastros are asupra unui business. Foarte multă lume la început, știu că nu are buget, deci am avut, am fost la de-a cunoscut. Dar când negociez la absolut orice firmă, firma respectivă, dacă și iese din planul lui tarifar, nu mai are calculul egal pentru a da salariile cu venite la oamenii cei mai buni, pentru ca oamenii cei mai buni să lucreze pentru voi, să vă ofere cele mai bune servicii, cele mai bune produse. Și astfel negocierile duc la deprecierea calității serviciilor și a produselor. Și atunci ne plângem. De fiecare dată, de regulă, ne plângem de ce nu ne produse. Așa că hai să plătim pe fiecare cât merită. Mulțumesc! Mulțumesc.
Și în continuare o să vorbim despre automatizări. La final o să vorbesc și eu strict de flux de automatizare a vânzărilor și cineva vorbea de Facebook Messenger și nebunii. Sunt prezent, e ultima prezentare. Până atunci să ne invit pe Bogdan, colegul de la Frisbo, să ne explice cum putem face e-commerce fără propriu stoc în casă, cum ajută warehouse-ului să automatizăm treaba asta. Mersi mult, Cosmin. Vorbesc puțin până, da. Da. Bună seara. Într-adevăr, felicitări, Cosmin, și felicitări tuturor, adică sunteți extraordinar de mulți în seara asta și mă bucur să văd. Numele meu e Bogdan Coceriu și eu sunt în business-ul de fulfillment, văd că a apărut aici pe ecran. Mersi. În față, adică aici, nu? Și cu ăsta dau, mă descurc. Cine din sală știe ce e aia e-fulfillment, ca să știm de unde începem? Super, deci asta este cea mai bună veste din ultimii ani, pentru că acum câțiva ani, când am început în domeniul ăsta, țin minte perfect, am fost la prima conferință și culmea era o conferință pe logistică și cuvântul ăsta pe care l-am pronunțat atunci era un cuvânt complet nou în sală, adică era, da. Unii chiar mi-au dat cumva meritul că l-aș fi inventat eu, ceea ce nu e adevărat, este un termen inventat de Amazon. Deci nu e mic wow în ideea de e-fulfillment, ci înseamnă pur și simplu externalizarea logisticii în e-commerce. Da? Și am întreb, nu neapărat cine are produsele de e-fulfillment, dar cine are logistica externalizată, adică nu are propriu depozit, proprii oameni care fac picking și așa. Ok, deci sunt câțiva. Bun, lucrurile astea evoluează, le urmăresc așa de an, dacă se întâmplă sau nu. Și atunci o să începem așa, probabil cu riscul să fiu ușor didactic pe subiectul ăsta, cumva fulfillment-ul consider încă un domeniu care abia crește, nu în România, în zona asta Europei, dincolo, prin state, prin Germania, așa, e un domeniu prin care curge jumătate din e-commerce. Și atunci o să explic un pic cam ce înseamnă fulfillment, cum merge, cum funcționează și care este modelul pe care noi l-am găsit pentru fulfillment și de ce. Pentru că modelul pe care noi am mers pe fulfillment e unul diferit de clasicul fulfillment. Bun. Fulfillment presupune în principiu că tu ca magazin online nu ții marfa la tine, ceea ce înseamnă implicit că nu vei face tu pick and pack, numim noi asta, adică nu vei face tu ambalarea produselor, înseamnă că nu vei face tu printarea facturilor, dacă factura cumva ajunge în colet, înseamnă că nu vei emite tu AVB-ul pentru curier și automat nu-l vei lipi tu pe cutie, înseamnă că returul nu va mai ajunge la tine, ci va ajunge la centrul logistic și mai mult înseamnă în principiu că marfa de la furnizorul tău vine direct la fulfiller, direct la centrul logistic. Adică, pe scurt, tu operezi un magazin online, dar oricât de ciudat pare să sune, nu îți vezi marfa probabil niciodată. Nu vezi. Majoritatea clienților pe care avem, într-adevăr, probabil au venit o dată sau de două ori la depozit, dar probabil ca să vadă returile defecte sau ca să inspecteze anumite lucruri, dar majoritatea sunt clienți care n-au călcat în viața lor în depozitul în care le stă marfa. Și a venit de unde a venit ea, din Europa sau din China sau din România, de unde a venit, și a ajuns direct la depozit și își văd marfa într-un simplu dashboard. Asta înseamnă ceea ce înseamnă warehousing, adică există o hală în care stă marfa asta. De ce face lumea asta de obicei? Păi simplu, pentru că așa cum vedeți la toate conferințele de e-commerce, în principiu când se vorbește de e-commerce, nimeni nu prea vrea să vorbească de logistica de e-commerce pentru că e nașpa. Adică e partea chiar cea mai nasoală din tot e-commerce-ul. Chestia aia că după aia, ok, trag comanda, ai luat clientul, ai trecut peste cost of acquisition de client, ai trecut peste rată de conversie, ți-a intrat comanda și, na, ce trebuie să faci? Te duci acolo în hală și iei produsul ăla care era acolo, dar parcă nu mai e acolo, că e dincolo și nu mai găsești și nu mai ieși și îl pachetezi și se întâmplă toate lumea asta. Deci nu vrei să faci asta. Și ăsta e motivul pentru care genul ăsta de servicii au început să ia amploare foarte mare în lume. Și atunci primul element e hală, e spațiu în care stă hală. După care vine
comandă. Adică, odată ce marfa nu mai este la tine, înseamnă că și comanda ta trebuie să ajungă acolo la hală. Și aici deja intervine partea de tehnologie în fulfillment. Pentru că fulfillerul trebuie să știe să tragă comanda. Și asta înseamnă integrări. Da? Ca să poți să comanda din magazin online, să ajungă automat, sau din marketplace, sau de unde o fi, să ajungă automat în centru de picking. Da? Dar nu numai atât. Integrare înseamnă să recunoști și produsele. Unul din lucrurile, pentru că noi de obicei, oamenii noștri când se întâlnesc cu clienți, evident, ca orice companie, încercăm să facem lucrurile, se pare foarte, foarte simple, nu? Că așa vinzi ușor. Și atunci pare click and go, țac, țac, țac și gata. Dar după aia se întâmplă lucruri de genul, marfa ajunge la noi și are niște coduri pe ea. Adică imaginați-vă că în hală cineva scanează când face picking, că poate în regim propriu știi că rochia bej M e aia. Dar noi nu știm că rochia bej M e aia și poate pune mâna pe rochia crem. S. Da? Și nu vrea. Și atunci totul se lucrează cu coduri, cu scanări. Da? Și aici vin niște elemente, niște detalii importante. De exemplu, codul produsului din GOMAG trebuie să puște cu codul de pe produs, ca să nu este greșeală. Și dacă cumva ești listat și în EMAG, atunci și codul de acolo trebuie să corespundă cu codul de dincolo, să corespundă cu codul. Deci sunt niște detalii de genul ăsta, care fac ca lucrurile să devină în realitate totuși un pic mai complicate decât le prezentăm noi așa când ne întâlnim la o cafea. Da? Astea-s cumva din provocări. După care vine distracția, order processing. Aici, da, asta e ce facem noi, adică intră comanda ajunge direct în hală, acolo se face scanning direct, se merge la raft, se face scanning, se face picking și se pregătește coletul care este perfect în numele magazinului online. Când zic în numele magazinului online, spun că clientul final, adică cel care a pus comanda în magazinul tău online, nu știe că există acest intermediar, nu știe că există un fulfiller la mijloc, da? Pentru că coletul e din magazinul tău online, pe AVB apare magazinul tău online, pe factură apare magazinul tău online, toate lucrurile astea se întâmplă. Și atunci ce înseamnă că facem astea în numele magazinului online? Înseamnă că toate documentele astea și tot noi le emitem în numele magazinului online. Factura se face automat, AVB-ul se face automat, etichetări de orice fel, se pune coletul și a plecat prin curier. Așa. Iar seller, numesc aici seller pentru că poate să fie un seller simplu, nu neapărat magazin online, dacă se vândă prin diverse canale online. Sellerul în sine își urmărește în dashboard toată distracția asta. Adică te uiți acolo, vezi ce stoc mai ai, nu mai am produsul ăla, vreau să-l metez cu stoc, câte comenzi au intrat, câte au intrat în eroare de stoc, de exemplu, câte se returned, câte se... nu știu, au rămas agățate pe undeva, da? Deci orice lucru de genul ăsta. Și cam asta e ce înseamnă fulfillment, nu fulfillment Facebook, asta e ce înseamnă fulfillment în general în lume. Ei, până aici, cum zic, o bună perioadă de timp am făcut doar asta, adică am zis, asta e, avem o hală și începem să facem distracția asta, într-o hală poți să facem, în principiu, 20 de magazine online. Și ce ne-am dat seama este că există o provocare foarte, foarte mare în industria asta, nu în România, în lume. Și provocarea este că e foarte greu să scalezi fulfillmentul, pentru că trebuie să construiești hale, halele cer investiții foarte mari și tu în principiu ești blocat în hala aia. Tu dacă vrei să pui mâine marfă în Constanța, trebuie să faci o hală în Constanța sau să închiriezi. Dacă vrei să pui în Germania, trebuie să-ți faci una acolo. Și ăsta e și motivul pentru care nu prea auzim de fulfillere care să fie extinși în toată lumea. Dar nu avem mai. Adică avem platforme de e-commerce, platforme de marketing, software as a service, orice, da? De care știi că există dintr-un capăt al lumii până în celălalt capăt. Dar fulfillment nu se întâmplă asta. Exact în motivul ăsta. Și atunci noi am pariat pe un alt model, tocmai în ideea să reușim să creăm o rețea de hale. Am o să ziceți, dar de ce trebuie rețea de hale? Ești hapsân, nu te mulțumesc mura. Motivul e următorul. Dacă poți crea o rețea de hale, înseamnă că poți oferi sellerului niște lucruri. De exemplu, îți vine marfa din China, poate că vrei hala mai aproape de Constanța. Vrei să livrezi în două țări,
România și Bulgaria, poate că vrei să-ți ții hala în Giurgiu. Vrei cumva să vinzi în și Polonia, și în Ungaria, și în România, poate că vrei să-ți faci split de stoc între București și Bratislava. Vrei să faci intra... Asta e, acum ce zic e ce visez. Vrei să faci intra-day delivery în 10 orașe? Poate că atunci ar trebui să-ți pui marfa în 10 hale simultan în 10 orașe. Da? Intra-day delivery poate fi relevant pentru unele industrie. Am auzit mai devreme băuturi alcoolice. Pentru băuturi alcoolice e relevant. Adică să poți să dai intra-day delivery. Pentru piese auto e relevant să poți să dai intra-day delivery. Sunt unele industrie în care intra-day delivery cheie dincolo de fashion și ce suntem obișnuiți că se vinde online. Da? Deci cumva asta e miza. Și atunci noi am zis, hai să facem altceva. Hai să facem un model tip Uber, dacă vreți. Un share revenue model, shared economy și să folosim hale existente, capacități de hale, astfel încât să construim o rețea. Așa am și făcut. Am găsit hale partenere cu care să lucrăm, care au capacitate, care pot să facă picking, care pot să facă warehousing, și pe care să le integrăm în acest sistem. Pentru că sistemul e de fapt o platformă integrată. Valoarea nu e numai că ai hala și că poți să faci picking. Adică nu trebuie să poți să tragi comandă, trebuie să poți să faci factura, trebuie să poți să faci ATB-urile, trebuie să faci toate lucrurile astea. Da? Și la fel să integrezi după aia curierii. Chiar și la curieri, ideal este să poți integra mai mulți curieri. Să poți să faci arbitraj între mai mulți curieri. De la un colet la altul, practic softul să decide care curier va ridica ce colet și așa mai departe. Și atunci, focusul poate să fie în a da valoare în alte părți. Și modelul ăsta, practic, ne-a permis să dezvoltăm o rețea la modul ăsta. La ora asta sunt 12 hale, 12 locații în care noi putem pune marfă și Bratislava ăla aș putea deja să cumpăr verde, că practic e acolo deja. Da? Și în momentul ăsta deja avem primii clienți cu care mergem de mânuță la Bratislava pentru că vor să vândă în EMAG în Polonia, vor să vândă în EMAG Ungaria, vor să vândă în Germania, vor să poată lista în alte marketplace-uri sau să-și traducă site-ul din România și să poată să vândă în afara țării. Da? Și ăsta e, de fapt, avantajul de rețea pe care am încercat să creăm. Deci, practic, ăsta e modelul, cumva, pe care noi l-am propus regiunii ca să putem să facem fulfillment-ul ceva scalabil, da? Ceva care poate să crească. Un alt lucru care ne-am dat seama că face ca fulfillment-ul să fie o problemă, să nu fie scalabil, este că în general în logistică, adică cei care ați externalizat, dacă ați mers să externalizați pe logistici, mai clasici, știți asta, te duci și ai preț pentru orice. Deci e destul de greu să-ți dai seama cât o să te coste. Adică sunt foarte multe limit price. Descărcat, recepție, etichetat, dus până la raft, urcat cu furca, paletul, desfăcut palet, desfăcut cutie, pus picking, packing, listat de AVP, listat de factură, pus scoci, așa, toate astea, luat jos pachetul, dus până la curier, dat la curier, întors de la curier și așa mai departe. Toate nebunile astea. Și atunci e destul de greu să-ți dai seama. Și ne-am lăsat destul de repede că e foarte greu să facem chestia asta. Și atunci am încercat să facem o chestie să, ceea ce mi-a zis, să comoditizăm fulfillment-ul, adică să fie super simplu ca pricing și ca tot. Și cu riscul că ne luăm niște țepe pe care ni le-am luat, din păcate le-am și transferat către partenerii noștri hale, e cineva aici în sală care știe despre ce vorbesc, așa, e că am făcut un pricing foarte simplu, unic și dar în timp i-am găsit limitele, că bă, hai să mai limităm la kilograme, hai să mai limităm la aia, că ne-am trezit că putem dulapuri întregi sau tiruri cu un euro. Și atunci am făcut un pricing unic, apropo de negociere și tot, și ne-am mai asupat ceva, ne-am și pus pricing-ul sus și am zis, ăsta e, fraților, nu negociem, nu nimic, cine le ia bine, cine nu, nu. Ceea ce e tough de multe ori, dar asta face lucrurile foarte simple. Pentru că astăzi, și nu vorbim de azi în România, astăzi în general, în Europa, în America lucrurile arată deja mai bine, dacă tu ești magazin online, e foarte, foarte greu să accesezi un serviciu de fulfillment la modul click, cărți, părți, ți-ai pus, ți-ai legat magazinul, ai trimis marfa, ai băgat cardul și ai dat drumul să meargă. Și aia e ce vrem să obținem. Și de-aia am zis, that's it, doar 3 poziții de preț. Și așa rămâne. Am luat multe țepe cu pricing-ul ăsta, dar cumva l-am mai reglat în parcurs și într-un final
știm că se va așeza unde trebuie, dar e foarte important ca lumea să ca lucrurile să fie previzibile și ca magazinul online să-și dea seama cum costul lor indirect de azi, care înseamnă chirie, oameni, greșeli, atenție, că practic când externalizezi la un fulfiller toate greșelile de picking sau furt din hală sau orice se transferă la el, deci practic ai greșeli zero, costuri de greșeli zero, dacă cumva s-a livrat la altă adresă, pe costul fulfillerului se întoarce, se retrimite, da? Toate astea se transformă în costuri directe, adică X per comandă. Am 10 comenzi, mă costă 10 euro. Am 5, e 5. Am 1000, e 1000. E atât de simplu. Și atunci se poate socoti. Și cam ăsta e modelul. Ăsta e, dacă vreți, pariul Frisbo. Și ăsta sunt eu. Deci puteți să-mi scrieți cu încredere. Mai ales că nu-ți costa până la final, că trebuie să duc să ajung la workshop. Deci dacă nu mă prindeți, folosiți asta. Da. Și acum sunt deschis pentru întrebări. Am văzut, Cosmin, că nu mă lungesc mult, că știu că toți aveți intenția asta. Da. În acea zi în care se face o comandă, în general pleacă din hala noastră, curierul nu livrează în acea zi. Dacă vorbim de o livrare totul depinde de curier. Dacă curierul, să zice, hai să luăm așa, dacă vorbim de București și marfa într-o hală București și curierul are serviciu de intraday delivery, pleacă azi acea zi. Nu am înțeles că tu nu ești curier. A. Ce zice Liviu, că poate trebuie să menționez că partea de curierar nu sunt eu. Curierul e curier. Curierii sunt FAN, Cargos, DPD, Same Day și așa mai departe. Serviciul meu începe de când ajunge marfa la noi la hală și până când se pune în mâna curierului. Aia, comanda care intră astăzi, în principiu astăzi se pune în mâna curierului. Dacă curierul are serviciu de intraday delivery, adică azi pentru azi, ceea ce poate să facă doar local, la nivel de din București, din Brașov, nu știu, atunci se întâmplă azi. Dacă nu, înseamnă că se întâmplă mâine. Am răspuns? Depinde foarte mult de curier. Da. 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 Da, în principiu pentru comenzi simple, comenzile pot fi și poate exista și comandă de 1000 de obiecte, aia nu e ceva ce se întâmplă imediat, da? Dar dacă vorbim de comenzi simple, da. În principiu, dacă intră până 4, înseamnă că pleacă astăzi, deci în ziua respectivă părăsește. Nu, dar dacă e un serviciu de intraday delivery de curier, atunci dacă e o comandă de dimineață, aia poate ajunge până seara, dacă e după masă, evident că nu va mai ajunge. Deci asta foarte mult, cum să zic, hai să o luăm așa. Din momentul în care vă intră comanda în magazin și până ajunge în mâna clientului final, de fapt sunt două servicii cumulate, e fulfillerul și curierul. Da, în principiu și curierii au niște rute, dar evident că privesc preferențial fulfillerul versus... Ridică la final de zi, dar în principiu ce intră până aproape de venirea curierului și pleacă. Deci doar chiar capătul de zi poate să treacă în ziua următoare. Să mai dau o dată pricing, ok. Se găsește pe site acolo, deci atât de transparent este. Aici prima mână și pe aia vine acolo. Da. Dacă vorbim cu produse cu termene de expirare, se pot... Dacă se pot ține termenele de expirare în stoc? De exemplu, dacă noi vindem ceva care expiră într-un an, jumate, 2 ani, 6 luni... Da. Ce se întâmplă e că avem un termen de expirare, pentru că avem și hală care, de exemplu, specific pe alimentar. Când ai rețea de hală, deci poți să ai și pentru petarde. Da? N-a fost cazul. Se poate ține, stocul se ține și cu termenul de expirare și atunci se vede când e în expirare. Ideea e că noi ce oferim sunt diferite gestiuni. Că tu trebuie să ai gestiuni nu numai pentru expirare, trebuie să ai gestiuni pentru retururi, de exemplu. Orice retur vine, nu îl băgăm automat în stocul normal, îl punem într-un stoc de retururi. La fel e cu expiratele. Trec în expirate, se mută într-un stoc de expirate. Deci se poate gestiona expiratele. Nu e distractiv deloc, dar se poate. Cineva care se ocupă, de exemplu, noi vine să noi verifică cineva și se uită că mie nu vine de la furnizor data de expirare pentru
fiecare produs. Ar putea să fie... A, să citim noi data de expirare? Da. Nu facem asta momentan pentru nimeni. De obicei ne vin, am informația în momentul în care se introduce informația stock, vine cu termen de expirare. Adică pe lotul, știu că lotul ăla are termenul ăla. Nu citim noi. Ce puțin azi. Da, le iau în ordine. Da. La returul ideea așa. Dacă returul vine pe un flow normal, ăla ideal, în care el sună magazin online și voi organizați returul, e simplu, pentru că voi ne anunțați pe noi, adică intrați în platformă, ziceți comanda asta va fi retur, e ok. Deci aici nu avem o problemă. Vine returul, facem o inspecție simplă la retururi, adică dacă am, ăsta nu numesc returul, numesc return to sender. Dacă am return to sender, adică s-a întors fără ca cineva să-l deschidă, anunțăm, intră în stocul normal. Dacă e retur, în stoc de retur. Nu facem evaluări de genul mai are folie, telefon sau baterie sau lucruri de genul ăsta. În schimb, există o categorie de retururi care sunt problematice în fulfillment. Categoria a comandat mărioara telefonul și ai trimis cu Cargus la mărioara și s-a întors de la Ion, soțul mărioara, prin fan, fără să vă anunțe pe voi. Și atunci noi primim la hală un colet care nu știe ce e. Și atunci, în cazul ăsta, anunțăm clientul și este deja datoria clientului să inspecteze, zicem ce-i coletul, e codul X, și datoria lui să inspecteze dacă Ion e soțul lui Mărioara sau e soțul lui Daniel. Da. A, se poate face, da. Eu aș prefera, da, de obicei nu prefer. Da, se poate face, da. Da, aia e ideal, pentru că în integrare se poate face ca ăla să vină, depinde de integrare, ce integrare avem, vine așa, dacă nu există integrare, atunci voi puteți voi să bifați în platformă că este un retur și aveți posibilitatea să ne anunțați. Deci aici... Pe relația voastră cu clientul vostru, eu nu am, eu sunt doar logistician, adică eu doar... Da, ai confirmare că, uite, s-a întors și atunci... Da, da. E o chestie de status. Da. Da. Ce înseamnă rece? Nu avem hală care este cu frig. Ambiental. Nu avem hală care să țină 26 grade. Momentan nu avem nicio hală în care să poți să țină 26 grade. Deci avem pentru alimentar doar ambiental. Macaroane, pâine, ciocolată. Bere. Bere, ok. Da. Da. Este, de a zis, modelul Uber este similar Uber. Contractul este cu Frisbo și se face un share revenue cu Hala. Da. Da. Ce înseamnă firma în sistem dropshipping? Ești dropshipperul pentru cineva sau marfa ta vine din dropship de la furnizor? În cazul ăla, de obicei, tu nu mai ai nevoie reală de fulfillment, că ție de la furnizorul tău îți pleacă direct la clientul tău. Fulfillerul tău e furnizorul, ca să zic așa. Păi, mai avem situații în care e așa, tu nu lucrezi cu stoc, îți vine de la trei furnizori și atunci la noi intră marfa și trebuie să spargem, să plece mai departe. Asta putem face, ca să treacă pe la noi. Dar sensul ca marfa să treacă pe la noi este că trebuie să dau o valoare adăugată. Adică dacă doar trece pe la mine ca să treacă mai departe, să plece mai departe, n-am făcut nimic. Dacă trece și sparg și ți le aranjez pe colete, atunci da, e valoare, are sens. Dar dacă e un dropship direct, adică furnizorul tău trimite la clientul tău, nu mai are de ce să trimită pe la mine. Da. Factura emisă de dumneavoastră e corelată cu factura smart? Cu care factura este corelată? Smart,
Ah, de smart deal. Ok. Noi cum facem în felul următor. De obicei, pentru marfa care pleacă de la noi din fulfillment, clientul ne dă o serie de factură separate. Seria aia de factură noi o folosim doar noi, ca să nu avem probleme de numere consecutive și sellerul la final de zi, săptămână, lună, cum vrea, exportă toate facturile în ce ERP dorește să folosească, de la SmartBit până la orice. Poate să fie și Saga, poate să fie SIA, poate să fie whatever. Export un CSV, l-a importat în ERP, în programul de contabilitate și totul se întâmplă acolo. Deci noi, de fapt, ținem gestiuni paralele. Eu ce fac sunt doar niște simple documente, ele devin facturi la voi doar când ați făcut importul. Până atunci e o hârtie, adică n-are valoare. Exact, când dați o serie BRC, pe aia ce să fac, la final de zi ați exportat 20 de facturi și le importați în ce folosiți și devine contabilitate. Da. 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 Sunt mai... Da. Da. Oricât am încercat să... Nu impunem o valoare minimă de contract. Astăzi trebuie să impunem. Deci noi suntem undeva la 150 de euro valoarea minimă de contract. Pentru că, indiferent cât de multe sau cât de comenzi, sunt hasări destul de mare. Pentru că vine marfă, vine la hală, trebuie făcute recenții, există customer care, toate lucrurile sunt descoperit undeva sub ăsta, suntem sigur pe minus, oricum am luat. Mai ales în condițiile care pricing-ul e o chestie unică care merge la toată lumea. În viitor, când lucrurile o să devină mai self-onboarding, adică se poate pune, intri online, ți-ai ales hala, ți-ai pus cardul și lucrurile funcționează, atunci putem să mai renunțăm la barierele astea, că nu mai am interacțiunea umană, care aia e foarte costisitoare în relația cu clientul. Dar până atunci avem o... Ce anume? Bine, de obicei nu depozitarea în sine e scumpă, adică nu acolo e valoarea contractului, de obicei e numărul de comenzi care se întâmplă, care se plimbă în fulfillment, adică acolo e de obicei, pentru că valoarea oricum e destul de mică pe paletă, adică nu acolo se adună banii. Da, aia încerc să socotez. Deci la, hai să o luăm așa, la sau pe lună, da, la 150, dacă povestim concret, deci la 150 de euro înseamnă câteva comenzi pe zi, pentru că mai e și depozitarea acolo. Deci vorbim de 2 până 5 comenzi pe zi și deja se ajunge la suma aia. Și dacă nu se ajunge la suma aia, cumva e un prag care noi l-am, adică la banii aia, nu poți să ai nici măcar un om care să-ți facă picking sau un spațiu în chirie sau ceva, deci e sub orice salariu, orice, adică sub suma aia înseamnă că chiar ești tu personal cel care gestionezi din propriul spațiu, de acasă sau de undeva în magazinul ăla. Deci cumva acolo l-am pus, am încercat să țin cât de jos posibil. Da. Păi eu nu sunt cu program de contabilitate, pentru că eu țin o gestiune, adică vedeți la mine stoc și tot, dar voi în propria contabilitate țineți gestiunea aia, o aveți. Da, ele sunt identice, sau trebuie să fie. Deci ce-i scriptic la, hai să luăm așa, ce-i scriptic în smart din la voi, este scriptic și la mine în dashboard. Ce se scade la mine pe bază de factură, se scade și acolo cum ne importă factura. Dacă apar diferențe, înseamnă că e o problemă undeva, ceva nu s-a înregistrat. Deci cheie de verificare. Sunt două gestiuni distincte. Gestiunea mea e doar de informare, nu are valoare contabilă. Ce are valoare contabilă e doar ce aveți voi în propriul sistem. În ce sens cu adresa la noi? A, da, păi avem un contract între noi, adică e un contract ca și cum ați avea, să zicem, în chirie la mine spațiu și țineți acolo. Deci, pe baza contractului dintre noi, voi justificați unde este marfa. Înseamnă 80 de centimetri plus 120 plus... ideea e că... În ce sens categorie? Nu contează. La noi depozitarea are două componente de preț. E volumul, paletul.
care oricum îl facem volumetric, adică noi nu stăm să numărăm paleți. Noi introducem atributele... Nici nu contează. Nu contează cum le ținem. Poate le țin răsfirat, poate le țin pe înălțime, nu contează. Paletul e doar un concept volumetric. I-am introducem volumul fiecărui obiect și sistemul calculează câți metri cub sunt. Și așa se calculează, de fapt, câți paleți sunt în hală. Și există o componentă de cod, codul de produs, SKU. Exact. Era așa la acolo, era la 20 de cenți pe lună pe cod. Adică dacă sunt lentile de contact, hai să luăm așa, contează mai puțin că e un palet de lentile de contact, dar contează că probabil sunt 500 de coduri sau 200, nu știu câte tipuri. Hai să mai... Cred că se poate să continui și în pauză, pentru că e o discuție oarecum unul la unul. Nu știu, câte lume mai e pe fel. Ok, da. Eu mă supun regulilor, să spun să știu. Adică să finalizăm ceea ce începem. Ok. Aici mai era o întrebare. Da, ok. Da. Dacă voi aveți marfan alt depozit, se numește că nu aveți la noi. Da, și asta ar fi. Da, și atunci e destul de... Adică nu pot lucra pe marfa clientului, poate că n-am... Adică ce să ofer, așa, un soi? Abun, da, integrarea unui depozit partener nu e o chestie distractivă. Adică ne integrăm cu VMS-ul. Deci noi... Adică nu intru pe ușă și zic salut, am venit să-ți operez depozitul. Exact, în depozitele agreate, în rețeaua noastră, da, exact. Păi nu, da, e și storage. Păi da, storage-ul e storage și manipulare e manipulare. Dacă marfa doar stă, plătești doar storage. Dacă mișcă, de obicei storage-ul nu mai contează dacă mișcă marfa. Da. Ok, mulțumim mult. Mersi, mulțumesc. E ok până aici și ce ați aflat, considerați că v-a ajutat, adică sunt lucruri noi și aplicabile. Okay, acum să vă spun ce urmează. Să urmeze câteva studii de caz, oameni care pur și simplu aplică tot ce s-a discutat până acum. Urmează și Maria să vorbim despre optimizarea conversiilor, dar înainte de asta facem o mică pauză, sus este coffee break, apă, cafea și ce mai este. Ideea să ne... În 15 minute, maxim 15 minute. Mulțumesc! În lume cu magazine online active cu trafic avem în sală. Felicitări! Câte lume își optimizează rata de conversie pe magazin? Înainte am văzut în prezentarea lor Aleș, majoritatea știam cât avea rata de conversie, ceea ce poate că... Câte lume optimizează acum rata de conversie? Pe câte lume vrea să-și optimizeze rata de conversie? În regulă. Urmează Maria de la unui convert care să aibă o super prezentare despre vânzări și optimizarea conversiilor. Maria! Bună seara! Mă bucur să fiu aici. Mulțumesc pentru susținere. Colegii mei sunt foarte aiași simpatici. Eu sunt Maria de la unui convert. Am aici un slide despre mine. Ce-am făcut eu în viață până acum, vreo 15 ani de marketing. Am trecut de la offline la online. Am fost și antreprenor vreo 2 ani, așa că am învățat cum e să mă pun în pielea voastră, zic, acum la acel timp. Și am cea mai tare echipă la Omni Convert, cu care ne suflecăm minicele în fiecare zi și dăm ce avem noi mai bun ca să ajutăm partenerii cu care lucrăm să crească și să fie profitabil și alături cu ei și noi. Bun. Astăzi o să vorbesc despre chestia asta care e optimizarea ratei de conversie, care pare a fi așa o chestie foarte magică, fabuloasă, nemaipomenită, pe care din experiență că și ne-a făcut să vedem pe clienții noștri fiecare înțelege ce știe și ce poate. Asta pentru că
vast și destul de challenging în același timp. Și practic, eu îmi propun aici să vă demontez acest mit că nu e Harry Potter care trebuie să vină și să facă chestii, ci că oricare dintre voi puteți face lucrul acesta, indiferent dacă aveți un magazin cu mai puține vizite sau conversii pe lună, sau și bineînțeles și dacă aveți mai multe, mai mult trafic. Ceea ce am să povestesc aici este fix rețeta pe care noi o aplicăm pentru fiecare magazin cu care lucrăm și pe care o puteți aplica și voi. Și singura chestie magică, în afară de proces, este să o faceți. Adică dacă vă apucați și faceți lucrul acela și repetați, o să aveți și succes. Bun, deci răspunsul este că absolut nimic nu este magic la optimizarea de conversie. Că este o chestie foarte interesantă, este că știe de aici lumea ce este compound interest? 1, 2, 3, 4, câțiva știți, mulțumesc. Practic, partea faină este că odată ce ajungi să ai un increas, vine peste un alt increas și tot așa. Și el este de fapt o creștere cumulativă care se aplică pe un termen mai lung. Dacă ziceți că faceți un test și îl validați în 2-3 săptămâni, el rămâne pe o perioadă îndelungată și se adaugă peste test, astfel încât după perioadă de timp s-ar putea să vă uitați în urmă, să aveți surprize și să vă bateți pe urmă, să ziceți că ați făcut o treabă bună. Bun, deci cam așa ar trebui să arate un grafic de creștere care se focusează pe această optimizare. Cum funcționează? Păi, simplu. Când ești la început de drum, e normal să fii foarte focusat pe tine, pe produs. Să așezi produsele în magazin, să le pui descriere, să funcționeze, să ai toate sistemele integrate, să ai cum să-ți îndeplinești promisiunea către client. Însă, în același timp, fie ești tu foarte bun la un 2, ceea ce înseamnă bun, nota 10, fie va trebui să găsești pe cineva care să lase partea asta de product oriented, să se focuseze pe ce face produsul tău și să se ducă către customer oriented, respectiv ce vor clienții tăi, cine sunt ei și de ce vin și ce caută ei la tine. Odată ce faci asta, lucrurile devin destul de simple, pentru că a schimba experiența cuiva înseamnă să influențezi comportamentul pe site, ceea ce duce invariabil la o creștere a business-ului tău. Doar oamenii sunt împinși în față de a face lucruri de niște emoții. Și ei fac, cumpără de la voi pentru că îi face să se simtă într-un anumit fel. Prin urmare, asta este secretul din spatele customer centricity. Bun. Înainte să faceți orice pe site, acestea sunt cele 5 lucruri pe care ar trebui să le faceți, să vă focusați pe ele. Să-i ascultați, să le observați comportamentul, să măsurați comportamentul lor pe site, să le oferiți o experiență bună și să creați cu ei o relație. O să le iau pe fiecare parte și o să vă explic cum facem și de ce facem și pentru ce facem lucrurile acestea. Prima, să ascultăm clienții, să ascultăm oamenii de pe site și inclusiv pe clienții voștri, de fapt, mai ales pe ei. Cum puteți face asta? Prin mai multe metode. Eu aici am pus un survey, care sunt niște instrumente foarte simple de lansat. Sunt o mulțime de tool-uri, inclusiv OmniConvert face lucrul acesta. Și în momentul în care puneți o simplu survey pe site și întrebați pe clienții voștri dacă au găsit ce căutau pe site-ul vostru, o întrebare atât de banală, s-ar putea să aveți un astfel de răspuns. Lucru care s-a întâmplat pentru unul din clienții cu care colaboram. Există un link aici către un case study în care explicăm toată metodologia, cum am ajuns să aflăm lucrurile astea, ce am făcut după. Ideea este că lucrurile sunt simple. Oamenii ăștia nu găseau anumite categorii de produse pe site. Veneau pentru că te dau click pe niște ad-uri, clientul meu plătea ad-urile acelea evident și în momentul când ajungeau pe site, trebuia să caute acele categorii de produse. Doar simplu fapt că le-am luat și le-am pus într-un loc în care ele să fie accesibile, a făcut ca lucrurile acestea să ducă la o 28% creștere în rata de conversie. Deci, practic, a întrebat clienții
dacă site-ul vostru este relevant pentru ei, a întreba de ce sunt pe site-ul vostru, ajută, vă poate ajuta să vă dați seama ce anume trebuie să faceți. O altă metodă prin care puteți să-i ascultați este să puneți aceste minunate chatbox-uri și de asemenea sunt o grămadă de alte tool-uri pe care le puteți folosi. Cei care, vizitatorii care vorbesc pe site cu cineva de la Customer Care sunt mult mai probabil ca ei să convertească. Ba mai mult, în resursa pe care am lăsat în această prezentare, o să vedeți că ei nu numai că cumpără mai mult, cumpără și de o valoare mai mare și nivelul lor de satisfacție este mult mai mare. Prin urmare, o acțiune foarte simplă pe care o puteți face, indiferent de cât trafic sau conversie aveți, mai ales dacă aveți produse care sunt mai greu vândabile sau necesită o descriere mai amplă. Bun, trecem mai departe către a observa ce fac clienții voștri pe site. Sunt tool-uri foarte ieftine, unele chiar free, și am lăsat aici câteva resurse, care vă ajută să măsurați pe unde dau click oamenii, să vedeți cam care sunt elementele în pagină care trezesc interesul lor și efectiv să puteți să vizionați înregistrări cu comportamentul lor pe site. Lucrurile acestea de asemenea duc la alte la insight-uri care aplicate, testate, dacă se poate, duc la îmbunătățirea performanței site-ului vostru. Aici găsiți o clasificare pe tool-uri pentru orice tip de business, fie că e mic, fie că e mare, fie că e enterprise. Și în funcție de nevoile voastre puteți să apelați de ele. Este un simplu cod. Majoritatea sunt ultra-intuitive, adică nu e nevoie să fii developer să știi să umbli cu ele. Și destul de clare atunci când dau o analiză. Vă dau aici un alt exemplu de la unul din clienții noștri, AloShop. Uitându-ne la o astfel de click map, am văzut că pe pagina de produs, conținutul video era foarte utilizat, foarte accesat. Însă era destul de greu să ajungi la el, nu tocmai intuitiv. Și un simplu test în care am schimbat layout-ul acelei pagini, am făcut acele două elemente din pagină mult mai vizibile, a dus de asemenea la rezultate foarte bune. Minunat ar fi dacă ați putea să testați lucrurile acestea, să folosiți un tool de A/B testing și să validați cu propriile sau să vă proprii userii aceste rezultate. Dacă nu sunt și alte metode pe care le puteți pune în aplicare, să validați orice schimbare de pe site. Bun. Mai departe. V-aș întreba aici câți dintre voi considerați că aveți analytics-ul sau folosiți analytics-ul. On a daily basis. Bun, câți credeți că aveți analytics-ul bine implementat pe site? Câți ați fi dispus să puneți un pariu cu mine că nu-l aveți? Ok, s-ar putea să accept pariul ăla. Pentru că, din experiență și la firmele la case mai mari și la case mai mici, nu prea există un analytics bine implementat. Cel puțin la mine a ajuns. Și asta este o chestie destul de esențială. Dacă nu te uiți la datele care trebuie, nu o să ajungi la concluziile care trebuie. Iar aici nu o să intru în amănunte, pentru că ar însemna o discuție întreagă. Însă e colegul meu Matei aici, pe care puteți să-l prindeți. Și care vă poate spune ce anume trebuie și ce nu anume. Este foarte probabil ca voi să nu aveți trecut cum trebuie în analytics. Dar dincolo de lucrurile acestea, important este și să măsurați lucruri, că degeaba aveți analytics-ul bine pe site pus, dacă nu măsurați lucruri și dacă nu vă uitați în el. Și atunci, acele elemente ca add to cart, ca click to pay, câți oameni se înscriu la newsletter, câți oameni, după ce văd un video, ajung să convertească, cam cât scroll fac în pagină, lucruri care se poate măsura și prin analytics. Lucrul acesta vă poate face să ajungeți la insight-uri care să vă ajute performanța site-ului. Și mai mult decât atât, nu este nevoie ca de fiecare dată să petreceți
ore în șir, făcând rapoarte, să vă puneți în pielea unui data analyst. Faceți lucrul ăsta odată cu cineva care chiar se pricepe să facă lucrul acesta și mai departe apelați la tot felul de tool-uri care pot crea dashboard-uri, astfel încât voi să aveți un overview destul de amplu asupra performanței site-ului vostru. Am lăsat aici o serie de recomandări pentru niște tool-uri pe care le puteți folosi ca să scoateți aceste rapoarte automatizate și să puteți să înțelegeți foarte simplu, chiar dacă nu sunteți un data analyst, ce se petrece pe site-ul vostru. Să nu vă uitați doar la revenue și la numărul de conversii. Pentru că dacă veți uita doar la metrii aceștia, probabil nu o să înțelegeți foarte bine de ce acea rată de conversie, acel sub 1% cât aveam așteptată pe aici, sau 1-2% ceva genul ăsta, nu se mișcă. Și nu se mișcă poate cu eforturile voastre pe care le depuneți ca lucrul acesta să se întâmple. Bun. Give them a good experience on the website. Acum, site-ul vostru în principiu are nevoie de să îndeplinească trei funcții mari și late ca să ajungă la ceea ce vă doriți voi, să aducă bani, să faceți profit. În primul rând trebuie să funcționeze și lucrul acesta îl puteți face cu ajutorul partenerilor de la Goma, cu CSV-uri. Însă mai mult decât atât, este nevoie să vă uitați la performanța site-ului, pentru că dacă sunt anumite browsere care nu funcționează cum trebuie, voi aveți de pierdut. Dacă vizitatorul vine și nu poate să acceseze elementele din site, voi aveți de pierdut atât ca și conversie, cât și ca credibilitate, cât și ca brand în piață. Și oamenii nu vor veni a doua oară și lucrul acesta vă dăunează, evident. Și atunci este de dorit să aveți o bună relație cu partenerii cu care faceți development și din când în când să faceți tot felul de evaluări, pentru că voi schimbați lucruri, piața, tehnologia se schimbă și ce a fost bun la început, a ieșit din simplă și vi s-a livrat foarte bine, cu siguranță nu va funcționa la nesfârșit. Și atunci faceți-vă obiceiul bun de altfel să vă reîntoarceți asupra performanței tehnice a site-ului vostru și să fiți tot timpul aware de ce se întâmplă cu el. După care, acest site-ul vostru trebuie să transmită emoții și nu orice fel de emoții, ci unele pozitive. De încredere, de siguranță, de un preț corect, de o experiență plăcută în ceea ce privește partea de UI, adică layout-ul site-ului, cum arată el, să nu-l pune să caute butoane pe undeva în josul paginii, să nu-l pune să caute acele informații despre descrierea produsului undeva într-un tab sau să dea un scroll foarte mare. Trebuie să faceți lucrul acesta. Toate analizele de care am pomenit anterior vă ajută să ajungeți la acele elemente care pot fi îmbunătățite, însă partea de UI UX nu ține doar de design, adică sunt foarte mulți designeri care știu să facă partea de design, un graphic design, dar partea de user experience este cumva totul alt fel pe masa de marketing, în care trebuie să fiți informați, să apelați la experți și să testați lucruri. Evident, ca lucrurile să funcționeze, trebuie să aibă și trafic, însă de lucrul acesta s-a ocupat anterior colegul meu și știu că mai urmează, așa că nu o să intru în amănunte aici. Că vorbeam de partea de customer experience, cum să faceți să transmiteți o imagine pozitivă. O să vă dau aici un exemplu la un alt client de-al nostru care și-a exprimat pe site promisiunea de a suna clientul înapoi în 60 de secunde. Evident, apare un GIF animat aici, totul timpul se scurge și omul așteaptă și sună telefonul. Lucrul ăsta dă un vibe foarte bun, o încredere în brandul vostru și am întâlnit pe de altă parte cu alte companii care puteau să îndeplinească această promisiune, însă nu o comunicau în nicio formă. Așa că sfatul meu aici este, dacă aveți lucruri care vă diferențiază, dacă sunteți buni la ceva din tot ceea ce faceți, aveți încredere și spuneți lucrul acesta. Apropo de atitudinea românilor, este foarte bine să te lauzi cu lucruri pe care ești sigur că le poți îndeplini. De fapt, nu este o laudă, este un respect față de cei care vin la voi pe site și vă oferă încrederea lor.
Așa că genul ăsta de mesaj, dacă sunt companii aici care iau lead-uri, care, nu știu, programări mă gândesc aici, la clinici, la tot felul de evenimente, dacă e nevoie de așa ceva, spuneți omului că îl puteți suna înapoi, dar o puteți face. Ca și statistică, în momentul în care vă puteți îndeplini această promisiune către client, rata de închidere crește substanțial. Este testată pe acest client mare, Orange, și pe multe alte site-uri, de la foarte puțin trafic la foarte mare trafic. Așa că funcționează indiferent ce site aveți. Bun. Și nu în ultimul rând, partea asta cu relațiile. Oamenilor, de fapt, relațiile sunt, am ajuns la concluzia că ăsta este cel mai important element așa din viața noastră, pentru că dacă ai o relație bună cu tine, cu cei din jur, cu, nu știu, cu Dumnezeu, cu clienții tăi, lucrurile funcționează, ele se mișcă. Și, prin urmare, dacă tot ce îi spuneți clientului vostru, cumpără, 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 practic, el n-o să vă perceapă ca o companie, un brand care vrea să creeze o relație, ci ca o companie care vrea să facă bani. Punct. Și atunci vă respinge, dacă ăsta este mesajul. A crea o relație înseamnă să înțelegeți de ce au nevoie clienții voștri ca voi să puteți să veniți în întâmpinarea lor. Și puteți face asta prin a genera lead-uri, campanii de generare de lead-uri. Lead-urile sunt foarte valoroase, pentru că după aceea le puteți folosi în campaniile de e-mail. Pe zona de e-commerce, în momentul în care ajungeți ca e-mail marketingul să fie în top 3 surse de conversie, atunci înseamnă că faceți treabă bună. Eu, statistic vorbind, așa am văzut clienții mei că se întâmplă și așa vă doresc să se întâmple și la voi. Asta evident dacă e-mail marketingul se pliază pe tipul de business pe care îl aveți. După care n-ar trebui să vinde să comunicați, indiferent unde comunicați, pe ce canale, la fel cu toți clienții voștri. Unii sunt cei care vin și cumpără în mod repetat de la voi și alții sunt cei care vin și cumpără prima oară. Am aici o experiență personală cu un brand de la care am comandat de 10 ori. Am recomandat acel brand la toți colegii mei din serviciu și până și mama și soțul și toată lumea își cumpăra produse de pe acel site. Și m-am trezit după un an și jumătate în care am observat cât de frumos crește, cum s-au crescut ei prețurile cu 50%, eu am rămas un nei ca nimeni în campaniile lor de marketing. Nu era nimic personalizat pentru mine acolo. Deși, prin prisma meseriei pe care o fac, eram conștientă de valoarea pe care am adăugat-o acelui business. Practic, în momentul de față, în momentul acela, am decis că eu nu pot și nu vreau să mă duc să continui acea relație, pentru că la același preț, aceleași produse le găseam și în altă parte. Și m-am dus, și tot timpul fac asta, și asta fac și clienții voștri, către acele branduri cu care creez o relație dincolo de un ecran. Și, prin urmare, a vorbi separat cu diverse segmente de clienți este o chestie esențială, care are un impact fantastic. Dincolo, aici putem să intrăm foarte mult în amănunte. Chiar la Unicovert lansăm un tool, l-am lansat deja pentru Magento, urmează pentru orice tip de CMS, în care să segmentăm acești clienți și să-i punem în funcție de valoarea lor și să vedem cât ne permitem noi să oferim fiecărui segment, care este valoarea pe care ne permitem să o cheltuim pentru fiecare tip de segment. Și în felul acesta, făcând lucrurile diferențial, modelul de creștere este unul, în primul rând, corect și unul care este long term. Nu se bazează doar pe eforturi de a achiziționa trafic, pentru că o să ajungeți la cei 3 milioane sau cât erau, în care nu o să mai aveți pe cine să aduceți pe site-ul vostru. Măsurați lucruri ca Net Promoter Score sau Customer Satisfaction Score, și dați-le o experiență minunată post-cumpărare. Mă refer la mici lucruri pe care le puteți face pentru acei clienți după ce au cumpărat. De la relația cu curierul, evaluați-o dacă lucrurile s-au întâmplat cum trebuie. De la starea în care a ajuns colectul, la produsul pe care l-a primit. Dacă ceea ce a primit era conform cu așteptările sale.
Bun, și aici o să vă dau un singur exemplu vis-a-vis de cum poți integra toate lucrurile acelea ca să ofere o experiență bună. Pentru un site care nu este tocmai mare și care are nevoie de lead-uri, am creat această campanie de lead generation, un concurs de data asta, dar un produs care era destul de appealing. Evident, au existat niște calcule matematice despre dacă ne permitem sau nu. Însă am făcut aceste campanii personalizate pe Facebook, în care invitam clienți, oameni noi să intre în contact cu brandul. Pe site, orice altă sursă de trafic am personalizat-o printr-un simplu pop-up, un link collector, în care le-am informat de acest concurs și le-am invitat să se înscrie la newsletter. Evident, i-am eliminat pe cei care erau deja înscriși la newsletter și am făcut conversații pe e-mail separate față de cei care erau deja în baza de date. Lucrul acesta a ajuns la 2300 de lead-uri în doar 2 săptămâni și la un ongoing revenue, pentru că acei clienți rămân în baza voastră de date și veți avea ocazia să creați o relație cu ei. Sau este o tactică care atunci când sunteți la început de drum, până ajungeți la 10.000 de lead-uri în baza de date ca să fie relevant e-mail marketing-ul, o puteți pune în aplicare. Bun, cam atât despre partea asta cu procesul, ce este atât de magic. Câteva cuvinte despre ce face Omnica Invert. Pe de-o parte, suntem o companie de tecnologie care face partea de A/B testing, web personalization, overlays, aici mă refer la tot felul de pop-up-uri și survey-uri, și de asemenea partea de insights cu tool-ul de care vă vorbeam mai devreme. Suntem o companie cu clienți din toată lumea, cu o grămadă de teste active la momentul de față și care de asemenea oferă și partea asta de servicii, tot ce vă povesteam mai devreme, pentru a ajuta business-urile să crească. Cam atât. Asta o parte din clienții noștri. Questions? Poftim? Cu mine. Se rezolvă. Relații cu clienții. Customer care. MPS. Customer satisfaction score. Bun, Maria, mulțumim. Mulțumesc și eu. Bănuiesc că le veți primi după eveniment, dar că nu, Maria Puncaciule, Tom Convert sau Facebook, era... Thank you. Spre acum am vorbit de aplicații, tool-uri, antreprenori, online. Acum o să vedem cum oameni ca noi, magazine din sală, folosesc tool-urile, folosesc platforma GoMag, să vedem ce rezultate obțin și cum au transformat toată pasiunea, toată nebunia lor într-un business. Așa că prima o să fie Laura de la Neca Esel. Fondatorul Neca Esel Control din 2014. Am ajuns deja la probleme financiare. Așa și Olo Control din 2017. Cum am făcut trecerea de la vase de toaletă? Bun, putem începe cu ăla. Ăsta e un fel de incentiv pentru mine, nu se vede foarte bine. Este cu Michael Bay, care renunță la o conferință Samsung. Deci în cazul în care mi se întâmplă, să știți că se întâmplă și la case mai mari. Și aici apăs pe... Cosmin mi-a atras atenția că nu este foarte motiv, așa că o să trec super repede prin el. Am explicat pe scurt cine sunt eu, de când am început, un fel de justificare că sunt aici. Nu, nu este justificarea că sunt aici. Justificarea că sunt aici este faptul că Cosmin mi-a zis că sunt un business de succes. Și m-am întrebat ce înseamnă un business de succes. Pentru el, pentru mine, pentru voi, pentru toți cei care au magazin, au venit orice altfel de business. Și cu tine zis, pe ați rezistat 5 ani în business și aveți și profit. Este discutabil. Pentru voi,
Este cineva care e curios ce înseamnă succesul pentru el însuși? Sau ce ar trebui? Ok. Bun. În momentul în care mă gândeam la întrebarea asta, Cosmin, ce înseamnă magazin de succes, aveam această speță cu un client, căruia, din motive de vreme, pe Prizing Green, cada nu i-a plecat în aceeași zi cu accesoriile de cadă. Vedeți cele două probleme apărute și nemulțumirea clientului. Și m-a pus a doua întrebare. Ce înseamnă magazin de succes pentru clientul tău? Cum faci clientul să fie mulțumit de serviciile pe care le ai? Dăm un pic de background, timeline. În 2014 nu sunt notate cifrele pentru că sunt în jur de 10.000 de lei. Am zis că mă fac de râs singură. Până în 2018 sunt în lei pentru efect dramatic. Iar în 2019 sperăm să atingem cifra de 1 milion de euro. La începutul anului 2017, ca să punem un pic de perspectivă, eram gata să închidem. Pe baza unor probleme financiare, clienți puțini, o lună jumate am vândut mult către curieri, ceea ce înseamnă foarte multe colete sparte, ne-am aflat în situația de a nu avea cu ce plăti furnizori. Nu mai vorbim de angajați, nu mai vorbim de parteneri. Ce am făcut în momentul respectiv a fost să începem să triem cheltuielile, să vedem ceea ce este performant și ceea ce nu este performant. Ne-am schimbat platforma de e-commerce, ne-am schimbat furnizorul de contabilitate, Mircea a plecat, dar mulțumim Smartbill. Ne-am schimbat o parte dintre curieri și am reușit să rezistăm momentului respectiv. Care este morala și ce legătură are cu succesul este că din când în când, pe parcursul drumului, riști să te pierzi sau să pierzi motivația. Și atunci ai aceste două tipuri de probleme. Financiare, legate de cash flow, de investiții, de modul în care susții business-ul să-și susțină propriile cheltuieli, și partea personală, care ține de tine ca om, ca antreprenor și de echipă. Partea personală scoate în evidență, în primul rând, ceea ce-ți dorești tu de la business și, de fapt, ceea ce vrei să obții prin tot parcursul tău în ea. Aici este o mică glumiță, pentru că în momentul respectiv, în care problemele financiare erau foarte mari, banca avea dreptate, însă percepția generală a antreprenorului este aceea. Nu știu dacă v-ați lovit de problema asta vreodată, dar noi am întâlnit-o destul de aproape. Oricum, acolo e mai mult. Sunt de acord, dar era poza potrivită. Problema de încredere cu care ne-am lovit noi este față de tine însuți. Am ales ideea potrivită. E produsul bun. Poate nu este produsul bun. Poate platforma este nașpa. Poate clienții nu sunt acolo. Poate clienții sunt în altă țară. Ce faci în momentul respectiv? You build up. Încerci să-ți formezi propria încredere în tine și în produsul tău. Nu neapărat de stânduri. Noi vindem vase de toaletă, dar e foarte complicat să testăm o gamă foarte mare de produse. Dar feedback-ul de la clienți este extrem de important, motiv pentru care ne-a ajutat să trecem chiar și de momentele dificile. Ce înseamnă un startup? Nu ai beneficii. Nu ai nici beneficii financiare, nu ai nici parte de concedii. Nu știu câți dintre voi au avut un concediu de 2 săptămâni în ultimii 2 ani. Ăla eu. A, uite, sunt câțiva norocoși. Ziceți și mie, v-am jur cum. N-am reușit. Noi n-am avut. Nu că ar fi o problemă, dar având în vedere că nu există nici beneficiile financiare, te afli în imposibilitatea de a continua, pentru că se creează niște frustrări. Trebuie să treci prin ele ca să poți să treci mai departe. Pentru a compensa lipsa veniturilor, sfatul meu este să vă găsiți o altă motivație. Nu știu, donați 2% din impozit în fiecare an. Bucurați-vă de niște lucruri pe care le puteți face. Eu îi spun acestuia zgomot. Asta se întâmplă pe toate rețelele de socializare. Nu știu dacă la reclamele voastre apar acest gen de comentarii. Eu le-am găsit și la noi și la competitorii noștri, inclusiv la EMAG, EvoMAG, cel, toate firmele foarte, foarte mari se întâlnesc cu și noi startup-urile ne întâlnim cu acest tip de... Cum facem față? Facem față ignorându-l. Trebuie să ne uităm exclusiv la feedback. Feedback-ul vine numai de la oameni cu care ai interacționat în mod direct. Sunt oameni care au cumpărat de la tine sau oameni care măcar ți-au cerut o ofertă, cu care ai discutat, care au auzit de un reprezentant al Neacaisa sau al oricărui al magazin online. Iar feedback-ul ăsta este foarte important. Poți să înveți din cel negativ. Primul, de exemplu, are doar 4 steluțe. Bun. Pe lângă cuvintele de laudă, este menționat de desubt întârzierea transportului. Este un lucru de luat în calcul și de modificat pe viitor, de făcut mai bine. Mergem mai departe. Ceea ce ne ținut pe noi în viață în 2017, în momentul acela fatid, menționat un pic mai devreme, a fost faptul că am setat foarte rapid niște KPI-uri. Nouă ne lipsa partea de structură.
nu știam exact unde vrem să ajungem, când vrem să ajungem și cum ajungem acolo. Cum știi dacă ai succes în 2019, dacă tu nu știi ce vrei să obții de la anul respectiv? Vrei o cifră de afaceri mai mare? Vrei creșterea coșului mediu? Vrei mai mulți clienți, mai mult trafic? Vrei profit? Trebuie să te decizi și trebuie să setezi niște limite de timp. Dacă nu reușești să ajungi în punctul respectiv într-o anumită limită de timp, înseamnă că ceva nu faci bine. E o problemă ori de parteneri, ori internă, dar trebuie rezolvată. Cele trei lucruri de jos, cele trei poze, care mi s-au părut foarte drăguțe împreună, se rezumă foarte scurt în think outside the box, be aware of the box, and do the math. Cum mergem noi mai departe și cum funcționăm? Noi funcționăm pe bază de echipă. Fiind un startup în continuare, Cosmin disagrees, eu consider că suntem în continuare un startup, echipa noastră nu este doar echipa internă. Noi avem 4 angajați cu totul și încă 2 parteneri. E tot. Ne-a caiet să funcționează ambele firme, funcționează magazine online, funcționează cu această echipă. Cum reușim totuși să procesăm un număr atât de mare de comenzi, cum reușim să facem campaniile de marketing, să avem un site funcțional, este extinsând echipa. Trebuie să înveți că furnizorii de servicii, producătorii și chiar și clienții tăi pot face parte din echipă. Nu este o relație de subjugare. Chiar astăzi citeam pe un forum, spunea cineva că se simte sclavul clienților. Voi vă simțiți sclavii clienților voștri? Nu? Nimeni din sală? Merge pe forum greșit. Ai vreo situație particulară? Este ceva care te-a... Ok. Bun. E, clienții nu sunt nici stăpânii, ei sunt într-o relație de egalitate. Trebuie să-i tratezi așa și la un moment dat și ei te vor trata la fel. Ei devin partenerii tăi. Ce spuneam mai devreme, ei devin ambasadorii brandului. Te recomand mamei, tatălui, prietenului, vecinului de bloc. Nu contează. Ei fac parte din echipa ta și tot acest ecosistem, de la echipa internă până la furnizorii de servicii, inclusiv Gomac, dacă sunteți pe Gomac, orice firmă de marketing, Fancurier, Urgent Cargus, lucrează cu voi în echipa. Ca o scurtă încheiere, pentru că Cosmin mi-a făcut un mic semn că este foarte târziu, partea de aici, din dreapta, este cum s-a terminat povestea cu acel client dificil. A fost contactat telefonic, i s-a făcut o promisiune pe care știam că o putem ține, vom face tot posibilul ca produsul să plece de la noi, va ajunge în maxim 24 de ore, produsul a ajuns, clientul a devenit ambasador al brandului. După 2 mail-uri supărate, a trimis un mail în care a mulțumit pentru un lucru care până la urmă este normal, omul să-și primească comanda în timp util. Un mic rezumat a ceea ce am spus până acum și dacă are ceva vreo întrebare, cred că... Ha, am luat de la cap. Cu germanțe de profit. Acum și până acum și camionul ăla pe care propune să-l faceți în 2019, germanțe de profit brut. De profit brut, în momentul de față avem 1,2%, iar din anul acesta sperăm să-l crește undeva în 1,4%. Dar depinde foarte mult ce investiții facem, în ce investim. Sau predau ștafeta. Bun, vreți să poate face că suntem noi de noi. Și acum o să urmeze un alt client, mai mult decât client partener, care a avut un magazin și mai gestionează câteva magazine pe Gomac, așa că invit pe Victor în aplauze. Bună seara tuturor, numele meu este Victor Urda, am 28 de ani. Sunt antreprenor de meserie, aș putea spune, în momentul în care am mai multe site-uri în platforma Gomac. Este prima oară când vorbesc cu un public atât de mare, așa că am niște schițe în buzunar, să nu vă speriați dacă fac mâna în buzunar, să mi-aduc aminte ce am de zis și sper să mă înțelegeți totodată. O să vă povestesc cum am ajuns eu la Gomac. În primul rând, aș vrea să știu și eu câți de aici au magazine online. Ok, încă o întrebare. Câți de aici vor să aibă un magazin online sau au un magazin online numai puțin de un an de zile? Experiență. Super. O să fie niște informații interesante legate de startup-ul din genul acesta.
O vorbă spunea că online-ul este viitorul. Vreau să vă spun că suntem viitor de ani bune de zile și lucrul ăsta e validat. Așa că ar trebui să fie luat de bun și să ne facem cu toți magazine online. Nu neapărat în platforma Comag, în special în platforma Comag. O să iau exemplul meu, cum am ajuns la Comag. Eu sunt un adept al exemplului. În general, în viața de zi cu zi, îmi place să mă exprim prin exemplu. Și de ce cred eu că aveți de învățat de la mine? Pentru că am făcut foarte multe lucruri greșite. Dacă nu am făcut foarte multe lucruri greșite, cred că am făcut pe toate greșite. Foarte multe lucruri greșite. Și cred că de aici putem învăța cu toții. Am câteva chestii pe care eu vreau să le împărtășesc cu voi, mai ales cu cei care sunt la început de drum. Sper să nu le facă și ei. Eu le-am făcut. Asta e, mi le asum. Datorită lor sunt ceea ce sunt astăzi. Și sper să mai fac și alte greșeli ca să am ce învăța. E normal. În primul rând, pentru mine, lucrul care m-a tras cel mai mult în jos a fost următorul. Banii firmei nu sunt banii tăi. Dacă firma nu are bani, nici tu nu ai bani. Dacă firma are bani, nu înseamnă că tu ai bani. Banii firmei sunt banii firmei, nu sunt banii tăi. Prima regulă a mea și de aici am avut foarte multe pierduri. Dacă nu reinvestești, nu o să crești niciodată. De aici, iar am avut din nou foarte multe pierduri. Eu am evoluat cel mai mult în momentele de criză. Deci, atunci nu aveam vânzări și eram obligat să fac lucruri, să eficientizez și să caut noi canale de vânzări. De ce? În momente de criză. De ce atunci? E bine și atunci că le-am făcut atunci, decât deloc. Dar vă recomand să nu ajungeți acolo. Nu este prea plăcut. Așa că ar fi mai bine să le prea întâmpinăm puțin. Și ultimul lucru pe care vreau să vă zic și eu cred cu tărie și fac lucrul ăsta în toate business-urile online pe care le-am sau le administrez, fii original. Chiar dacă la început nu ți se pare a fi o idee bună, crede-mă că în termen, în long term, vei avea de câștigat la un moment dat. Și când zic fii original, mă refer și la produse, și la modul cum vinzi produsele, și la tactica de marketing pe care tu o adopți. Fii original e foarte important pentru mine. Cum am ajuns eu client Comag? Hai să începem din 2005, când pot să zic că a fost primul meu început ca antreprenor la 15 ani. Câți de aici știu ce este high five? Bun. Prima dată am început în clasa 9-10 să comercializez blugi pictați pe high five. Wow! Odată cu trecerea timpului, valorific tot mai mult acest moment. Apoi, pe la 20 de ani, am început să import produse din China, tot așa să le vând pe Facebook, vorbim de 2010-2011, când reclama plătită era aproape inexistentă pe Facebook. Știți momentul acela când face postare, îți dai tag la toți prietenii, să ajungă la cât mai mult? Când Facebook-ul te lăsa? Super! Ce vremuri! În 2013-2014 am pus bazele primului meu magazin online. Și atunci a început lupta cu Facebook Ads. La început totul mergea bine. N-avea cum să meargă la pentru că reclama era foarte ieftină. Că putea reclama bună sau rea, nu conta, mergea bine pentru că era foarte ieftină. Apoi, în timp, lucrurile n-au mai stat chiar așa. Iar eu, cum îmi spune mie mama, dacă eu sunt omul cursului, am făcut cam majoritatea cursurilor plătite și neplătite pe Facebook Ads din cauza rezultatelor care nu mai erau cum doream eu. Cum v-am zis atunci, când în moment de criză, atunci mă amândesc. Până atunci nu vă recomand. Faceți-le din timp, repet. În 2018 am pus bazele agenției de digital marketing. Cosmin știe că eu nu sunt un adept al cifrelor, dar o să vă dau o cifră. Aici eu consider că este cel mai înalt punct atins de mine. 170 de euro buget de promovare, revenue 21.000 de euro. Într-o zi. Eu consider că lucrul ăsta este bun și vreau să mulțumesc tot dată platformei cum am. Lucrul s-a întâmplat cu platforma cum am. Așa că am ajuns în prezent, în 2019. Am câteva magazine în platforma Comag. Administrez încă 4 clienți care au magazine în Comag, da, 4. Toți foarte mulțumiți în momentul actual.
tranziția au făcut foarte rapid, cei care le-au deschis, au deschis foarte rapid. Am tot repetat Gomac, mă întreb unde. De ce Gomac? De ce am ajuns la Gomac? Am ajuns în momentul în care doream să fac un pas înainte. Cu site-ul meu, cu business-ul meu, iar platformele basic, nu o să dau nume ca să fie rău de cioși, nu o să dau nume, nu-mi permiteau să fac tot ce îmi doream. Mai mult de atât, eram întotdeauna dependent de programator. Dacă programatorul pleca 2 săptămâni în vacanță, 2 săptămâni nu face nimic, dacă vrei să faci o schimbare. E bine, ce mi-a propus la Gomac de la început, că poți face foarte multe costumizări și să schimbi foarte multe lucruri fără să ai nevoie de un programator. Atenție, din punct de vedere al cunoștințelor, sunt foarte slab. Adică nu cunosc nimic legat de programare. Lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult, pentru că pot să schimb foarte multe lucruri. Este în momentul în care am uitat unde eram, știi, și trebuie să scot bilețele o secundă. Ne întâmplă și la casă mai mare, asta e. Gata, mi-am adus aminte. E ok. Sper că nu s-a filmat asta. Un alt beneficiu pe care am avut pe platforma Gomac, eu, la vechea platformă, o să vorbesc puțin de cifre, programatorul, mentenanța lunară, am costat undeva la 1600 de lei și 600 de lei serverul pe lună. Total, 2200 de lei. Am ajuns la platforma Gomac, abonamentul pe care eu îl am, 450 de lei pe lună. Diferență destul de mare. Și să nu vorbim de lună, hai să vorbim de ani și apoi să calculăm diferențele. Din nou, am fost foarte mulțumit și din punct de vedere financiar. Nu pot să cred așa ceva. Dar nu e problemă să zic că trebuie să verificați telefoanele. Poate v-a scris cineva. Ah, gata. Lasă că țin mâna ca să nu mai mână. Din nou, ce am apreciat foarte mult la platforma Gomac a fost partea de integrări. Iar aici vorbim de integrările basic pentru un site, la început sau la lungul existenței sale. E bine, aici orice integrare de bază, la mine cred că durează 3 minute, pentru că deja am făcut-o la 7-8 site-uri. Cine nu a făcut niciodată, e posibil să ia mai mult, adică 5. Și aici vorbim de integrarea cu curierul, Fan, Nemo, DPD, depinde de fiecare ce are. Vorbim de programul de facturare, Smart Bill, altul nu știu. Vorbim de Facebook Pixel, de Google Analytics, de AdWords. Totul durează extrem de puțin. Și să nu uităm de retargeting, nu există nici magazin online fără retargeting, salut Rareș. Bun. Acum să venim și cu două exemple. Eu am găsit un pseudonim pentru Gomac. Nu știu dacă Cosmin te-a povestit sau nu, dar asta e. Ți-ai asumat riscul să mă lai vorbind? O să spun. Gomac, magazinul online într-un weekend. Da, chiar am făcut lucrul ăsta. Dar tot au venit să mă gândesc, uite că și Adriana, vede? Joi sau vineri, cred că am semnat contractul. S-a mutat domeniul vineri și sâmbătă și mică am făcut site-ul. Ce s-am făcut site-ul? Am făcut bannerele, le-am pus. Am importat manualul 400 de produse, descriere, am editat pozele, curierul, pagina de Facebook Business, toate lucrurile astea în 2 zile. Duminică seara am pornit reclamă, iar luni deja Cosmin până să vorbim de cifre. Ce pot să zic? Luni, într-o singură zi, cred că am vândut cam cât vinde un magazin online într-o lună. Ce-i drept, a fost puțin frustrant pentru că nu s-au putut realiza acele comenzi, cam 10% s-au realizat în ele, dar important pentru mine a fost că mi-am arătat mie că pot. Încă un exemplu și termin. Un client care și-a făcut magazin platforma Gomac a venit la mine pentru digital marketing. El are un magazin fizic în piață, ok? Victor, vreau să-mi fac un site, te recomanzi? La fel, ai de ales între Gomac. Ales prima variantă. Cât costă?
uite-te pe site, cum mă întreba, cum ți-l fac eu, e foarte simplu să-l faci. În cât timp e gata? O săptămână, wow, super și asta. Într-o săptămână ai portat produsele, cred că trei în fiecare zi, nu știu ce a făcut, toată săptămâna e treaba lui. Ce-i drept că după prima lună a avut un drept de 20.000 de euro. Super, super. După prima lună a renunțat la spatele din piață și a pus tot focusul în online. Bravo lui, felicitări. O să-i dau numele că nu am acordul lui. Și cred că am ajuns la final asta să văd ce zice și Hârtiuța. Ah, am uitat lucrul ăsta, foarte interesant. Cred că toți clienții pe care am la atenție m-au întrebat despre Roma, cu părerea mea. Cred că trei din trei nu au mai avut site și m-au întrebat, Victor, cum e platforma? Te descurci ușor? Și zic, e simplu. Ai cont pe Facebook? Da? Cât de aici aveți cont pe Facebook? Hai, aplicați mâna Cristian la Factic. Ok? Cât vă luați să vă acomodați cu contul de Facebook? Eu zic că medie câteva zile, 2, 3, 3, 4, 5, 6, zic, bine, ok? Cam atât. Păi, cam atât să zicea și cu platforma automat. Și, atenție, nu neapărat că fac reclamă, dar mi-a fost confirmat și de la lumea lor. Și gândiți-vă că ăsta e un lucru bun, nu neapărat pentru tine ca și business owner. Dar dacă ești la început și singur, e ok că te adaptezi repede. Dar în timp vei avea angajați. Și e mult mai ușor ca angajații să aibă o platformă foarte friendly. Cam atât. Hai că nu mai mă la bilețel. Cred că am terminat. Cosmin, nu știu, dacă ai ceva să mă întreb, sinceritatea mea deportantă, pot să răspunde la orice întrebare? Victor, n-am făcut cum e acea înregistrare, spuneai cum e o zi normală de-a ta cu reclame de Facebook pe magazin. Cum le gestionează? Că seara îți faci tu arătare și seara trebuie peste reclamă și prin sau ceva de genul. Să fie așa ca un sfat în timp un cont. Un sfat, eu acum mai multe magazine n-am vrut să dau numărul lor, încă mai bine, sunt patru, asta e, recunosc. Ai timp pentru toate. Atâta timp cât nu le faci tu pe toate, ai timp să administrezi și reclamele clienților. Le-am recomandat tuturor Comac și Cosmin, chiar că sinceritatea mea, câteodată nu e cel mai ales, cel mai bun lucru, zic Cosmin, eu l-am recomandat tuturor clienților Comac. Nu că am o relație bună cu tine, ci că pentru că e foarte prietenoasă platforma. Și când n-am niciodată probleme la Facebook Pixel sau la feed-ul de ads-uri dinamice și totul merge foarte bine și e chiar poți să fii multitasking. Vezi că am terminat întrebarea. Bun. Bun, mersi frumos. Există vreo întrebare? E frică. Hai, spune. Și da, și nu, în mare haine, nu, nu e nicio problemă că nu aveți cum, glumesc, nu. Am început cu domeniul vestimentar, pe care l-am dezvoltat acum în două nișe, sunt două site-uri. Unul este cu anvelope, iar altul este cu chestii foarte ieftine, gen mixere, radiatoare de încălzit, tot ce este sub 30 de lei. Da, te rog. Dar n-am vrut să dau exemplu, că nu știu dacă a fost magazinul meu sau a fost unui client, Cosmin știe, eu nu sunt un adept al cifrelor. Din nou, a fost, ce pot să-ți recunosc cu mâna pe inimă, a fost foarte frustrant. Din 20.000 de euro într-o zi, cred că s-au finalizat 10%. Da, eu la acel site lucrez pe bază de comision. N-am investit foarte mult în reclamă, din nou frustrant, foarte frustrant. Că stai să ce calcule aveam și am în cap, 20.000 de euro într-o zi. Punta Cana, Dominicana, nu, înapoi la Bragadiru. Mai este o întrebare? Te rog. Sincer, doar Facebook. Hai să râzi, doar Facebook. Am încercat și pe AdWords. La AdWords nu mă pricep, am încercat să
toți sunt, vreau eu să știu la care le fac pe toate, nu, nu, mapa care ai dorit, n-au fost bune, am luat un profesionist, n-am avut același cost pe revenue și am zis, dacă e ok aici, de ce să nu continui aici? În timp, sunt sigur că la fel te gândești tu, voi merge și către, către Google. Dar, momentan, mai aștept puțin. Vă rog. Ce timp de clientul acela al tău care avea magazin în piață și care nu poate de aia? Ce vreau? Hai, mă. Hai, pentru bărbați. Mulțumesc frumos! O seară frumoasă! Avem încă două prezentări. Foarte multă lume întreabă pentru ce magazine este OK Platforma Romana, câte produse suportă, ce se întâmplă, sunt doar magazine mici, doar startup-uri, magazine care migrează sau și magazine mari. E bine, acum o să îi pe scenă între super clienții noștri. Pentru noi toată lumea e super client. Indiferent că este startup, indiferent că este business de 2 milioane jumate de euro, indiferent că este business de 6 milioane de euro. Pe Alex, de la AutoHat, care anul trecut a făcut aproximativ 2 milioane jumate de euro și are în magazin peste 4 milioane de produse. Alex, o să vă spună tot, să primim să ascultăm. Managing Partner la AutoHat.ro, magazin online de piese auto și accesorii. Asta este experiența mea de până acum. Din 2009 lucrez în achiziții. Nu am avut experiență pe nișa de piese. Cu e-commerce m-am lovit prima oară când lucram la ITNS. Ei inițial erau un distribuitor de IT. Acolo mă ocupam de partea de Dell. Apoi am trecut cu partea de e-commerce și am făcut un magazin online și am devenit category manager. Acolo am început să aflu câte puțin despre e-commerce, ce înseamnă rată de conversie, ce înseamnă trafic, ce înseamnă trafic organic, ce înseamnă trafic din CPC. Apoi la EMAG mă ocupam de categoria de notebook-uri, care la momentul respectiv reprezentau o cote destul de mare din cifra de afaceri. Acolo am avut contact cu foarte multe lume de marketing și am reușit să acumulez mai multe informații despre e-commerce. Din octombrie 2016 mă ocup full-time de AutoHat. Site-ul prima oară l-am pus live în ianuarie 2013. Design-ul la momentul respectiv a fost făcut de mine și de cei doi asociați, din Mihai și de Răzvan. Am luat o coală la 4, am început să desenăm pe ea cum am vrea noi să arate site-ul și a ieșit chestia asta de aici. Și am terminat 2013 cu 1097 de comenzi și cu o rată de conversie cu 0,25%, ceea ce e foarte prost. Apoi în martie 2014 am făcut o migrare către un MyCard, site-ul arăta în felul acesta. Am reușit să creștem numărul de comenzi pentru că am investit destul de mult în partea de trafic și nu ne uitam cum trebuie la partea de conversie, drept dovadă, rata de conversie a și scăzut față de site-ul anterior. Numărul de vizite a crescut destul de mult pentru că site-ul era structurat destul de bine din punct de vedere SEO, au fost indexați organic foarte bine și am continuat să investim în AdWords. În 2015 a fost prima oară când am participat la GoPack și am zis că participăm și ne-am decis să câștigăm. Așa gândeam noi la momentul respectiv, gata, participăm și o să câștigăm. La GoPack ne-am întâlnit prima oară Cosmin. El s-a ocupat de jurizarea site-ului nostru, nu mai țin exact, mi se pare că o parte de Wix. Acolo am purtat o discuție mai amplă cu el. El mi-a spus, pe baza jurizării făcute de el și de colegii lui, ce probleme are site-ul. Noi mai departe am plecat, am mers către programatorul nostru care lucram atunci, am încercat să rezolvăm toate problemele astea, doar că era o treabă care nu aveam siguranță că se va întâmpla, ne avem siguranța că se va întâmpla, am pus bazele proiectului AutoHat pe platforma Sitelor. În anul 2015 n-am câștigat cu PECO, dar am reușit să fac destul de mult networking cu oamenii de acolo și să învăț foarte mult.
Tot în 2015, pe partea de offline, am pus baza service-ului. L-am deschis în decembrie, a fost o investiție de vreo 30.000 de euro. Am început cu 2 vapare, un mecanic și în toată luna decembrie am avut 3 clienți. A fost gol. Deci în 2015 am avut același site, ăsta e service-ul gol. Numărul de comenzi a crescut, rata de conversie a crescut puțin, numărul de vizite a crescut mai puțin decât în anii anteriori. Apoi, în 2016, am pus varianta live de la Comac, care arată așa, și în momentul de față arată aproximativ la fel. Am avut o creștere foarte mare în numărul de comenzi, o creștere uriașă în numărul de conversii și o creștere în vizite. Creșterea în vizite s-a datorat și campaniei de SEO pe care am început-o în același an cu cei de la TVS și s-a datorat și structurii site. În anul în care am început colaborarea cu Silpem, am și câștigat cel mai bun magazin auto în cadrul galerii premiilor de e-commerce, la categoria auto. Și am reușit să aducem și clienții în service prin site. De ce spun prin site? Pentru că undeva la 95% din mașinile care trec prin serviciul nostru sunt aduse din site. Adică clientul a intrat, a făcut comanda online, mai departe consultanții noștri, dacă clientul respectiv este din București sau dintr-o zonă adiacentă, îl îndrumă să vină către noi să-și repare mașina. Ce am făcut în 2017? Am început să lucrez pe partea de product management, am dezvoltat categorii noi, am adăugat conținut pe produse, am început să comunicăm constant cu clienții prin newslettere, am făcut primul Black Friday care am și avut rezultate și am finalizat integrarea cu marketing. Practic, în 2017 mi-am listat primele produse. Pe partea de cu Comago am avut foarte, foarte multe dezvoltări în back-end, dezvoltări care s-au prelungit și în anul 2018, la început, pentru că erau foarte vaste. Foarte important a fost partea de automatizare comenzi. Adică clientul plasează o comandă, produsul respectiv este pe stoc, acea comandă nu mai trece prin consultat de vânzări, este vorba de anumite produse pe toate. Acea comandă se facturează automat, se emite AVB automat și doar partea de logistică se face. Am integrat furnizorul noi, care nu este un lucru simplu de făcut, pentru că vorbim de sute de mii de produse de la furnizori. Sute de mii de produse de la furnizori, foarte mulți furnizori având aceleași produse, avem și partea de comparare de prețuri între furnizori, ca să ne arate cel mai bun preț. Am dezvoltat un sistem de ofertare, un sistem de demisoare pentru service. Am finalizat integrarea cu ERP pe care o aveam înainte, care era basic, doar partea de facturare și gestiune. Integrarea cu Frisbo, colaborăm cu Frisbo din 2017. Partea de avertizări, SMS și recepție mare. La nivel de trafic am dezvoltat chestii noi, dezvoltăm categorii noi, am reușit să atragem trafic organic prin acele categorii. Am început o colaborare cu DRF-ul, care s-a dovedit a fi foarte bună. Am dezvoltat campanii noi de cost per click, de PPC și am dezvoltat pe urmă. Deci am terminat 2017 cu 21.000 de comenzi, o rată de conversie mai bună, vizite mai multe și o creștere foarte mare a traficului online. În 2018 am câștigat din nou pe Google și am primit și o nominalizare pentru magazinul anului. În 2018, poza din stânga este o poză care ne reprezintă un parteneriat pe care îl avem oficial cu BMW. Pentru toate mașinile BMW care intră în service, avem posibilitatea să înscriem operațiunea respectivă în baza lor de date online. Și am terminat anul 2018 cu 2,5 milioane de euro, o creștere a ratei de conversie cu 19% și cu un număr de vizite destul de mare. Mulțumesc! Am implementat
două lucruri basic în nișa din comerț, e plata cu card online. Magazinele online, celelalte competitorii noștri nu aveau lucrul ăsta și au implementat abia anul ăsta. Asta a fost un diferențiator. Un al doilea diferențiator legat tot de card online cu card a fost partea de rate online. Am oferit de la bun început, de când am implementat asta, rate online de până la 12 rate. Și referitor la stoc, lucrăm și cu stocul nostru, dar inițial am lucrat doar pe stoc furnizor. Furnizorii de piese livrează undeva la 3 ore și ai flux constant de marfă, recepție de marfă și tot așa. Dar am ajuns la un nivel destul de mare și am reușit să găsim escaburile care le vine constant și țin pe stoc. La noi și la Frisco. La Frisco ținem majoritatea produselor voluminoase. Adică anvelope, cutii de propagare și cutii de bicicletă și alte chestii mari. Da. Ați făcut un cam cum cât a costat în 12 ani ești actuată infrastructura IT? Nu, mi-e frică. Ne puteți spune cu ce ELCU ați integrat acum? Centrul de software se numește ELCU. Este un ELCU care are la bază SAP. Aveți energie? Bun. Și eu sunt pe drumul de dimineață, am avut o întârziere de avionul de 4 ore, așa că vă înțeleg, să mă înțelegi pe mine. Să fie ultima prezentare și nu o să fie doar despre Comac. Să fie despre marketing, despre cum văd eu că ar trebui să funcționeze un magazin, cum ar trebui să gestioneze fiecare business-ul magazinului. Că totul se învârte în jurul clientului. Auzim o grămadă de lume care spune asta, dar din păcate nu ajungem să dăm valoare doar atunci când ne dăm seama că chiar așa stau lucrurile. A început umblând după foarte multe artificii și șmecherii, jumboșlăcuri, să zic așa, că vrem noi să vindem, dar doar când oferi suficient valoare se întâmplă să primești înapoi. În fine, creșterea unei afaceri prin realizare și automatizare. Că se vorbește, se vorbească tot mai mult de automatizare. Noi, împreună cu partenerii noștri, chiar facem acest lucru și să vedeți cum. Trei acțiuni pe care le poți automatiza într-un business e marketing, vânzarea și loializare. Să fiu destul de rapid și mă întrerupeți-mi de considerați că e nevoie. Împreună cu partenerii noștri de la GPEC, probabil ați văzut deja infografic, cunoașteți cifrele, știm că avem o piață de 3,5 miliarde. 40 milioane de euro se vând zilnic, oficial, legal, în România, în e-commerce. Știți, da? Acum, fiecare își cunoaște nișa, fiecare probabil știe cât suportă piața lui și cât are din acea piață. Aici sunt o parte din clienții noștri. Oficial avem peste 600 de magazine pe Comac. Și fericit pe toată lumea. Bun. Scopul unei afaceri este să facă bani. De foarte multe ori primesc întrebarea cât vinde cel mai mare client al tău, care este cel mai mare client de succes pe platformă, pe care îl cunoaște așa mai departe. E bine, lucrul ăsta, cum am spus și la început, se întâmplă dacă înțelegi că toți banii ăia vin de la client. Că dacă tu te focusezi să faci bani și nu faci absolut nimic, doar citești, înveți, pui întrebări, citești, înveți, pui întrebări și nu execuți nimic, nu se întâmplă nimic. Trebuie să înțelegi cine ce problemă are, și cum poți tu, prin produsul, serviciul pe care îl oferi, sau serviciul împreună cu produsul pe care tu îl vinzi, dă soluția clientului și îi scoate bani din buzunar. Pentru că dacă clientul nu e mândru să-ți dea bani, acela nu o să se întoarcă la tine și nu o să spună mai departe că e mândru de magazinul de unde a cumpărat. De aceea foarte multă lume vorbește de un singur magazin online. Cam despre asta este vorba acum. Și acum o să vorbim de un potențial de creștere. Fiecare afacere vrea să crească. E bine, ce avem noi la baza creșterii unei afaceri? Primul rând, trebuie să mărim traficul. Am văzut cu retargeting cu un business, cum poți să mărești traficul. Vrei să-ți crești business-ul, trebuie să audă mult mai multă lume de tine, ai nevoie de trafic. Poți face prin retargeting. Poți și singur, poți prin alte artificii, decizia e la tine. La baza fiecărui business,
business pe care vizează este un număr de contact. Dacă lumea nu știe de tine, dacă nu poți să-i retargetezi, să le faci email marketing, să le faci follow-up-uri, nu poți să vinzi mai mult. Sau nu poți transforma în clienți. E bine, dacă îți crești numărul ăsta de contacte prin diferite acțiuni, cu siguranță ai potențial. Business-ul doar să crească mai mult. Pe urmă, mărești numărul de clienți. Aici fiecare are niște date, niște cifre. Dacă măsurăm în Analytics, cu siguranță le știm. Ar trebui să le știm. Și vezi ce procent sau de câte ori poți înmulți fiecare dată din acestea. Traficul, cât poți să-l crești, numărul de clienți, marja, cât poți să faci upsell și frecvența de cumpărare. Acolo o să-ți dai seama ce potențial are business-ul tău. Și crede-mă. Într-un an, aproape în orice business, aproape spus, se pot dubla fiecare. Să nu înseamnă că îți dublezi business-ul, înseamnă că poți să ajungi la 16 ori mai mult. Faci un cap. E un potențial, n-am spus că ajungi. Pentru că probabil într-o parte tu poți să-ți crești doar traficul și clienții, sau contactele. Dar probabil nu poți să ai marge mai mare, probabil nu poți să faci upsell. Deși ar trebui să înțelegi destul de bine clientul, să înveți să poți să faci upsell, să ai frecvențe de cumpărare mai mare. Un exemplu de funnel de achiziție, probabil îl cunoașteți, sunteți familiarizat, dar cam așa funcționează în general. Avem trafic din search, adică Google și Facebook, vine într-o pagină, se interesează sau nu, facem un opt-in cu un pop-up, încercăm să grăbim vânzarea. Eu sugerez un thank you page, ok, poți să-i mulțumești, dar îți sugerez să grăbești vânzarea, să pui acolo o ofertă, cât mai relevantă în pop-up-ul respectiv. Poți să-i faci landing și să ducă spre altă pagină de ofertă sau să-i faci un upsell după ce a cumpărat. Și thank you. Dar, din păcate, mulți se treaba asta, dar mulți și pun în practică. Din păcate, ce spuneam, pentru că se opresc aici, ceea ce e total greșit. Trebuie să ai un proces de onboarding la client. Da, sună foarte pompos, foarte în zona de servicii, de SaaS, dar poți să faci la orice magazin online. Asta înseamnă să reduci. De ce faci content marketing? Nu doar să atragi clientul, să fie pentru Google, să ai ce pe Facebook, da, e un motiv, dar tu poți să scalezi conținutul acela dacă ai în minte clientul, atunci când faci conținutul. În sensul că i-ai vândut o categorie de produse și tu, automat, îi livrezi un articol cu sfaturi utile despre acel produs. Automat poți să folosești acel articol de mai multe ori. După o altă perioadă, îi trimiți un e-mail de mulțumire cu alte informații. Câte lume face acest proces? A spus? E, câte lume vrea să facă? Felicitări! Puneți-vă în pielea fiecărui client când vedeți acest grafic, aceste informații. Gândiți-vă la ultima achiziție care a făcut-o. Știți fiecare să folosiți produsul pe care ați achiziționat? Va fi de folos. Ați da o notă mai mare, ați avea un tras mai mare la magazinul care va oferi și niște informații, niște ponturi, niște hinturi despre cum se folosește acel produs sau serviciu. De aceea noi dezvoltăm atrag de mult partea de suport. Unde vreau? Blog sau video? Probabil știți, am început de anul trecut să fac foarte multe video. Eu nu le fac din nebun, nu le fac, mă plictisesc. Am noroc pe echipa mea care fac foarte multe activități pe care le făceam eu și eu fac video pentru clienți. După secunde, foarte multă lume când primește feedback de la clienți. Nu o să vină timp. Bine, clientul nu o să vină să zică, băi, ești cel mai tare, mulțumesc, îți dau un review, hai să scriu despre tine, să facem ceva. Pentru că nici tu nu faci asta, nu ai timp, nu ești pe modul acela pe care să te poate ocupa cu ce ai de făcut în fiecare zi. Bine, dar dacă îi ceri asta, îți crești șansele ca să primești un feedback. Dacă ai o bază suficientă de adrese, de contacte, de clienți pe care să faci o adresă cerere, cu siguranță numărul testimonialului se crească. Cum poți să faci asta? Tu poți să-i spui să-ți dea în scris ceva. Sau poți pur și simplu să-i faci un subiect. Nu ne trebuie aplicații cele mai sofisticate, se pot face foarte simplu un Google Drive. Vezi ce se poate face și practic începi să-ți profilezi. Dacă nu-ți cunoști destul de bine clientul, dacă din Facebook și din Analytics n-ai reușit să înțelegi, când începi să pui la 30-50 de clienți o parte în întrebări, da, după ce ai primit 30 de răspunsuri, începi să le schimbi. Începi să-ți faci un profil, să înțelegi mult mai bine ce se întâmplă și totodată să obții un testimonial de la el. Cum vi se pare asta? Ați încercat? Google Drive, un link în mail de mulțumire și asta rezolva problema. Ce faci pe urmă?
m-ai ajutat, ai fost pe tot parcursul post-achiziției lângă el, ai dat mulțime de informații și faci. Continui vânzarea, faci upsell. Pentru că tu știi ce a cumpărat, programul tău informatic a trebuit să înțeleagă asta, poate să-i pui să-i setezi un mail, să-i trimite un mail cu discount pentru a face upsell în nou produs. Și astfel tu intri într-un ciclu de perpetu de vânzare. Iar asta o știm, să avem grijă de clienți, să comunicăm spre clienți, pentru că foarte multă lume vorbește de achiziții de trafic nou, da, e sângele fiecărei afaceri, dar uite de asta. Și nu avem niciodată bugete pentru baza de clienți, care sunt cei mai buni oameni care ți-au dat bani. Te alesăm acolo. Dacă o să cumpere bine, dacă nu, nu. Una, nu facem nici email marketing corect, cât e, trimite la toată lumea în fel. Doi, nu rămâne să nu-i mic. E bine, se poate face foarte simplu. Pe te închipești că a cumpărat, poți să faci retargeting. Remarketing, cum vrei tu să spui. Bun. Vinde mai mult clientul existent. Faci upsell. Poți să faci automat. Sau dacă tu ai un CRM, ai o bază de dată în care ai tot istoricul clientului. Aici, da, este un principiu din CRM-ul din GOMAC. Pentru că nu o să vorbesc de altceva când noi l-avem acolo. Unde se vede istoricul fiecare ce și când a cumpărat. De ce sunt foarte mândru aici? Pentru că orice om nou în business-ul tău, pentru că vorbim că e foarte greu să aduci oameni noi să îi trăimești, vede istoricul fiecare client. Nu trebuie să-l cunoască, nu trebuie să fie de 8 ani în business-ul tău, cum e Adriana noi. O să fie de 2 săptămâni, să intre să vadă ce a cumpărat Costel, spune, bă, te-a cumpărat asta, a, foarte tare, azi mai vând și asta. Sau ți-ar fi de folos și asta. Atunci, dacă voi aveți confirmare telefonică la vânzare, ai cumpărat ceva, ai văzut, sună, dacă trimiteți automat, atunci o faci automat pe e-mail. Dar dacă se intervine uman, e foarte simplu să faci lucrul ăsta. De Gobot, ați auzit? Sunt boții noștri în platformă. Chiar automatizează lucrurile, o să vedeți acum clienți care, pentru care deja au rezolvat zeci de mii de task-uri de situații, care în mod normal, uman, manual, nu se poate face. Și avem deja la 6 boți. Acesta este, cred că, cel mai așteptat. Chatbot-ul. Mulțumesc, Victor. Da, Victor, băi, când lansez, ne-am făcut oarecum o lansare la un alt eveniment. Dar ne-am dat seama că era foarte dificil de utilizat de către clientul final. Așa că încercăm fiecare lucru să simplificăm. Altfel, fiecare new feature care îl aduce în platformă atrage după sine 50-100 de mail-uri într-o zi. Explicăm ce face, cum face, de ce face și așa mai departe. Așa că ne asigurăm că fiecare lucru este înțeles de cât mai multe lume. Facem o documentație, facem public. Cam asta se întâmplă acum. Ne așteptăm confirmarea, aprobarea de la Facebook pentru a putea face public la toată lumea. S-ar putea să primim, deja am făcut solicitarea de câteva zile. Pentru că știți, cu ultimele scandaluri, cu GDPR-ul, cu toate cele, e mai greu deja, tehnic, tehnologic, să primești aprobări pentru aplicații care oarecum colectează date sensibile. Dar noi nu colectăm date sensibile. Cu asta se face o miciuire în spatele unui număr, cu adresa de e-mail. Deci acum o să vezi, poți să-i dai un mesaj, merge până în 3 secvențe. Poți să-i pui un text, deci textul, poți să-i pui un URL, aici este URL-ul, vezi detalii cu adresa pe care o dorești, sau poți să pui tap to call, sună acum, da, ce numărul meu, era de exemplu. Adică tu poți să iei obținut, să transformăm, să afișăm și pop-up-uri și toate opțiunile prin care poți interacționa cu Facebook Messenger cu utilizatorii tăi. După ce avem consimțământul lui, începem să înțelegem totul despre el, inclusiv ce a cumpărat, până în cel mai mare detaliu, pentru a reuși ca ulterior să-i dăm un mesaj pe Facebook Messenger cu produsul cel mai relevant pentru a face upsell. Și asta va fi inclus la toată lumea din platformă pe orice pachet. Gratuit! Mulțumesc! Oricum, putem? Da, sunt colegele noastre, sigur. Aici e un GIF, arată cum funcționează botul de e-mail. Vorbeam de acel setup-ul, de acel upsell. Și vezi, alegi condițiile pentru care să afișeze, în cât timp a fost adăugat produsul sau de cât timp a fost cumpărat, poți să pui foarte, foarte multe condiții și el lucrează. Deci, un om nu poate să facă lucrul ăsta.
Pentru că aici vedeți pe câte produse a avut acțiune fiecare poate. Deci avem 1544, 6000, aveam undeva, da, 12472. Ce face acest bot? Mută produsele dintr-o categorie în alta, dintr-un status în alta, le mută sau le pune sau le scoate de pe prima pagină, le afișează cu un bundle de noutăți sau reduce, în funcție de stoc, în funcție de cât se cumpără. Practic, toată interacțiunea asta devine organică. În funcție de ce se întâmplă la tine în magazin, poți să lucrează și îți afișează produsele. Una, că se lucrează la nivel de interfață de utilizator, ceea ce vede omul în față. Doi, poți să legi cu cel de e-mail care îți lucrează în spate. Nu știu dacă am fost suficient de înțeles sau sunt prea obosit. Adică mută produsele, lucru care l-a face un om, tu îți plătești nou, ok, avem 50 de produse noi sau am adus nou iPhone și trebuie să punem la ofertă. E bine, dacă pur și simplu l-a detectat produs nou, el le pune singur la ofertă. Dacă ai pus toate produsele în categoria Apple, noi în ultimele adăugate, în ultimele două zile, punem în prima pagină și trimite un e-mail la clienții care au mai cumpărat orice accesoriu Apple. Face singur. S-a făcut importul, s-a legat de Smart Bill sau de orice RP. Sau pur și simplu dacă adaugi manual și el face tot lucrul ăsta. Despre asta e vorba. Și toată treaba asta cu Comag nu este doar despre mine, chiar dacă eu sunt CEO și imaginea firmei, este o echipă în spate, care vedeți aici, cu care eu sunt cu trei colegi să ne vin în fața Adriana, care este aici, și Iulia și Andreea, colega noastră la suport. Iulia! Hai, încoace! Da, sunt o parte. Restul sunt acasă. Acesta este partenerul meu. Și da, Adriana, v-ați văzut-o, este, imaginea asta este pe pagina de la Comag. De ce? Pentru că ne suportă, mă suportă de vreo 8 ani. Ea este interfața directă cu clienții. Probabil ați interacționat foarte mult cu ea. Și probabil că se interacționați cu ea. O să vă spună câteva cuvinte. Am luat așa pentru cuvinte. Eu sunt foarte scurtă vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru timpul alocat. Ne-ați surprins foarte plăcut. În numele echipei care este prezente aici, dar și în spate, echipa Comag, vă mulțumim. Vreau să-i felicit pe clienții care folosesc în momentul de față platforma Comag, pe clienții noștri, iar cei care vor să folosească platforma Comag, vă primiți aici, dar nu acasă mă găsiți pe comag.ro. Mulțumesc! Da, și pentru cei care acum interacționează prima dată cu noi, și mai spun de Comag, avem vechime spate, suntem din 2005 pe piață și nu avem fonduri de investiții, n-am lucrat cu statul și nu suntem din București. Suntem o firmă agenție din Baia Mare, care am dezvoltat toată nebunea asta. Mulțumim! Da. Motivația să mergem un magazin online normal pe Comag. Are integrare cu retargeting. Da, asta e una. Depinde la ce nivel ajungi cu business-ul tău, cât de mult vrei să automatizezi și vezi dacă platforma ta poate să facă lucrul ăsta. Eu nu avem o politică agresivă de vânzare, suntem foarte mult la marketing, spun eu. De-aia că oamenii clienți îmi spun că iubesc platforma noastră, asta vreau să facă. Cei care folosesc platforma vreau să le ia bucuroși bani pe asta. Dacă platforma care o folosesc acum vinde și are toată nebunia asta, care crede cu automatisme, cu boți, cu boți, cu Facebook chat, cu e-mail-uri, care îți pun produsele în partea în alta, dacă crezi că te ajută, platforma ta în această direcție este ok. Dacă crezi că Comag ar fi potrivit să facă lucrul ăsta pentru tine, chiar un client a spus că i-am salvat un salar pentru că nu a trebuit să plătească un om să facă toată nebunia respectivă. Ideea e să testezi, compari Comag cu alte platforme, vezi de care te îndrăgostești
Și e cea mai bună decizie. Sunt... Da. Da. De, ok, când ai făcut, când s-a făcut ultima actualizare la acel magazin? Actualizare tehnologică, când s-a făcut ultimele update-uri, dacă procesul de vânzare corespunde 2019-2020. Nu sunt. Nu sunt. Chiar dracului de scump să faci așa ceva. Noi știm treaba asta, suntem naivi de tehnici și facem lucruri care sunt foarte greu de reproduce. Oh, da! Eu mi-am gândit asta. Pentru el. Vorbesc serios. Nu pentru că sunt drăguț, ci pentru faptul că îți răspunde cineva oricând la un telefon sau un e-mail. Iar la un magazin de care ziceți dumneavoastră, pe care le-am dat și noi înainte, suport, nimeni nu răspunde la nimic. Trebuie să-ți auzi tot felul de bloguri, de chat-uri, de toate nebunile, nu-ți răspunde nimeni programată. Hai să mă arăt acum câte de documentar să facă noastră de suport, pe lângă colegiul meu. Dar am suport este pe etichete. Și aici e partea de bumbări, care sunt cele mai simple lucruri, partea de configurare. Și analizele de mare și se lucrează în permanență, în mod continuu, cineva adaugă tot ce se întâmplă acolo. Eu zic să o testați și luați cea mai bună decizie pentru business-ul vostru și pentru colegele voastre. N-ai cont de demo, de trial? Dar da, este un cont demo. Sunt acolo pe ecran. Da. De trial, de cel mai simplu este să intrați aici, vedeți și pe Adriana. Și dacă vreți să vedeți prețurile... Da, e Adriana acolo, da. Da, noi credem în oameni, suntem pentru oameni, scoatem echipa în față, suntem maxim de transparență, să scoatem clienți în față. Acestea sunt prețurile, testat. Încearcă gratuit, 15 zile, o să primiți câteva e-mail-uri, o să primiți telefonul de la colegele noastre. Dacă vă îndrăgostiți de platformă, o să o folosiți cu siguranță să vă ajute. Cred că noi întotdeauna suntem la început pentru că vrem să facem o mulțime de lucruri care să aibă impact direct asupra vânzărilor. Acum, am spus, sunt peste 6 de magazine. Am trecut, ținează mai mult de 1,5 milioane de euro lunar prin magazinele noastre și învățăm în permanență o mulțime de lucruri și vedem ce are impact asupra vânzărilor. Avem și noi Academia de e-commerce, este pe platforma acum. Gândim și noi să învățăm mai multe despre lucrul ăsta. Și aducem în permanență mătățiri care să susțină creșterea fiecărui business. Mulțumesc!